Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! S-a copt! Ziua politică, așa cum s-ar spune la noi în banat, s-a copt. Ce înseamnă că s-a copt? Știți cum e când se coc merele și pică din pom? Nu mai o secundă să se distribui și pe. să distribui și pe Facebook. Avem câteva subiecte de discutat. Vreau neapărat punctul noastră de vedere. Încerc cu niște lumini noi cu un cadru ușor diferit, dar nu sunt chiar foarte mulțumit de el. Din ce văd eu aici, nu prea îmi place. Așa sper să nu trântesc monitorul ăsta, dacă îl trântesc e nasol. Mm. Hai să zicem că e cumva, e într-un fel. Așa, vă rog să-mi spuneți dacă se aude. Dacă suntem ok, ar trebui să fim fără penali în funcții publice dar nu suntem. Guvernul, cea mai importantă instituție, cea prin care primul ministru controlează guvernul, secretariatul general al guvernului, se pare că îl va avea pe toarășul Neacșu. Fost condamnat, infractor, individ, dacă veți căuta pe canalul meu de YouTube, am pus și pe pagina mea de Facebook, individ care era cu Dragnea și cu șosetuță pe la sediul DNA, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Hai o secundă, dragi prieteni, să postez și pe să postez și pe Facebook, mă rog, cine vrea să vină. scuze, dragi prieteni, pentru acești morți, până când pun că asta e, eu sunt One Man Show și ce am făcut aici? uitați-vă ce am făcut, am șters tot, aici. ce prost sunt. Am șters tot, trebuie să iau din nou, <laughs> să scriu din nou, ireal. Ireal, ok, bun. Deci nu mai am pic, îmi cer scuze pentru timpii morți, asta e, sunt, eu sunt One Man Show aici, trebuie să-mi fac singur după ce intru live pe YouTube, trebuie să intru pe paginile mele de Facebook, să-mi postez acolo, să durează puțin, îmi cer mii de scuze pentru acești morți. Acum m-am și grăbit și am constatat, cum se spune în popor, graba strică treaba. Și am șters, scrisesem un text cu care să postez și când să-i dau postează, l-am șters. Asta este. Așa că trebuie să scriu din nou. O să vă rog frumos, dragi prieteni, celor de pe TikTok vă spun că pe canalul meu de YouTube răspund la întrebări. Aștept părerea dumneavoastră despre noul guvern, despre noua majoritate parlamentară, pentru că a fost preluat și Parlamentul astăzi. Și o să mai discutăm niște subiecte. Arestarea cârtiței civice Cristian Mihai Dide pentru probleme cu droguri și subordonarea jandarmeriei române de către cârtița civică Sândel Matei, un infractor despre care eu am avertizat de mult timp că e cu probleme. O să discutăm despre toate aceste aspecte. Sigur, subiectul principal al zilei este finalizarea instalării guvernului USL, finalizarea operațiunii pe care a declanșat-o în vara aceasta președintele Claus Iohannis. Încă nu știm în ce scop, m-am tot gândit la asta, este foarte grav ce s-a întâmplat și împreună cu dumneavoastră explorăm câteva variante. O să ne uităm și la sondajul de opinie pe care l-am făcut acum o săptămână pe această temă, să vedem cum au votat cei din comunitatea de pe YouTube, motivele pentru care Claus Iohannis a readus PSD-ul la putere la mai puțin de un an de zile de la alegeri. Acum exact un an de zile, Claus Iohannis ne spunea că este foarte important ca românii să iasă la vot, să voteze Partidul Național Liberal, pentru ca, citesc din președintele Claus Iohannis, PSD-ul să nu mai ajungă la putere 8 ani de zile. N-a trecut niciun an de zile, sigur lumea a votat cum a votat la alegerile parlamentare, asta este, prezența a fost foarte mică, și iată că președintele Claus Uhani s a făcut ceva ce era inimaginabil acum un an de zile. Ceva ce încalcă mandatul pentru care a fost votat în, de către electorat în 2019. Și vine întrebarea totuși, oameni buni, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Și vreau să-mi scrieți în comentarii, este foarte important să-mi scrieți ce credeți că s-a întâmplat cu el. O să vedeți sondajul de opinie pe care l-am făcut și o să vă rog să... Uh... Îmi spune ce părere aveți despre nouă guvern, despre faptul că domnul Marian Neacșu, infractor, condamnat pentru incompetență, pentru incompatibilitate, mă scuzați, și-a angajat neamurile la cabinetul parlamentar, ceea ce era ilegal la vremea respectivă. și Neacșu pare a fi numit secretar general al guvernului. O funcție interesantă. Așa. Avem și niște postaj pe aici. Dragi prieteni, nu mai am cum să activez, am dat drumul așa. O să fim atenți cu postat și nu vă pierdeți vremea cu ei. Ignorații, o să-i mai moderez eu din mers, o să-i șterg eu după aceea. Ignorații, puteți să intrați pe canalul lor de YouTube, să le dați bloc și atunci nu le mai vedeți comentariile până când rezolvi o problemă. Bun, numai o secundă să distribui, dragii mei, pe Facebook din nou. Bun. A, așa. Mai un pic, mai un pic, mai un pic, dragi prieteni, să punem și pe pagina publică. Asta este One Man Show. Trebuie să-mi fac singur chestiunile astea de promovare. Când se face o emisiune la televiziune, să știți că sunt echipe întregi în spate. Sunt operatori, câte 4-5 operatori, filmează din unghiuri diferite, oameni specializați în lumini, este regia de emisie, unde sunt o grămadă de operatori de emisie, Oamenii, redactorii care promovează, regizorul de emisie care încască cu moderatorul Deci ce fac eu în mod normal face o echipă destul de mare Eu făcând de unul singur, nu mă plâng, mă bucur foarte mult că este așa Dar vă spun aceste lucruri ca să știți de ce există aceste, aceste mici pauze în timp morți numi eu. Bun dragi prieteni, să o luăm așa ușor-ușor Vă salut pe toți. Urmăresc comentariile voastre pe monitor. N-am mai instalat cel monitor. Mulțumesc frumos, Radu Colceriu, pentru super chat. Avem majoritatea Frankenstein, am denumit-o eu. De ce Frankenstein? Pentru că explicam și ieri de la Cotroceni și vă invit, dacă n-ați apucat să vedeți, că poate n-ați apucat să vedeți, pe canalul meu de YouTube sunt materialele live făcute la Cotroceni ieri. Live-ul făcut de la Cotroceni, reportajul filmat la Cotroceni, interviul cu actorul Marius Manole care s-a dus la Cotroceni ca să își să returneze lui Iohannis distincția și materialul despre Georgica Simion. Georgica Simion care a făcut așa o prosteală, ca să mă exprim în termenii de IQ pe care i-ar înțelege Simion și hăbăucii lui. În timp ce încerca să intre la Parlament, eram acolo, îl filmam. El zicea să vin să fac interviu cu el, în timp ce șoferul lui cu Dasterul intra pe ușa Cotroceniului, la Cotroceni, la președinție. Și zicea, de ce nu vii să facem interviu? Ești laș. Dar el intra în curtea Cotroceniului. Eu nu aveam cum să intru în curtea Cotroceniului. Că era SPP, jandarmeria acolo. El cred că se filma pe el și să le zic la oameni, uitați, e laș, nu vrea să vorbească cu mine. El fiind în mașină și oamenii habar neavând că, neștiind că el intră pe o poartă unde eu n-am acces. Dar el nu știa că și eu sunt în live. Și s-a făcut de maro, cum s-ar spune, da? De maro moale. S-a făcut George Simion pentru că s-a văzut în live ce coțcarie, ce golănii face ieftine. Și i-am spus, zic, că te aștept la ieșire. Când ieși de la Cotrocen, acum te duci la președinte, aștept la ieșire să stăm de vorbă. Bineînțeles, la ieșire a ieșit în live și s-a dus la parlament, s-a dus în trombă. N-a mai avut curaj să vină să vorbească cu mine. S-a comportat ca un golan, scrie Gherghina Nicolae, da, așa este. Și stați că se întâmplă lucruri cu aur, dragi prieteni. O să vorbim și despre asta, sper să avem timp. Da. Ia fiți atenți aici, dragi prieteni. DobrogeaLife.ro Scrie hăbăucii care, că sunt, sunt, știu că mă urmăresc hăbăucii lui Simeon, da? Deci, cei care au votat, care au fost anti dragnea și au votat aur considerând că aur este ceva nou, ceva fresh, că aur reprezintă nu patrioții care se luptă cu mafia, da? Pentru cei care încă nu s-au trezit <laughs> și încă consideră că asta este, încă n-au înțeles despre ce este vorba, vreau să vă spun că vine știrea. Aur și partidul lui Dragnea și-au dat mână. A fost semnat protocolul prin absorpție la Constanța. Deci începe la Constanța, astăzi 23 noiembrie 2021, la sediul organizației județene Constanța a partidului Alianța pentru Patrie, că fenomenul ăsta, așa zis patriotic, da, de fapt este o transpunere în politică a celebrei expresii românești s-a întâlnit hoțul cu prostul. Hoții sunt ăștia, patrihoții. Dragnea e patriot și a făcut partid patriotic. Simion, care a zis, domne, eu sunt soluția. Noi aur suntem altceva. Ei bine, și proștii sunt hăbăucii care au crezut chestia asta. Nu s-au documentat, nu s-au informat. Eu am prezentat foarte multe informații pe canalul meu de YouTube, este un playlist, sunt vreo 300 de materiale video, am filmat în ultimul, din luna mai 2020, de când mi-am dat seama ce e cu mizeria asta. Și acum, haideți să vedem. Comunicatul de presă. Astăzi, 23 noiembrie 2021, la sediul Organizației Județene a Constanța A, APP, ăsta e Partidul Infractorului Dragnea, a fost semnat protocolul de fuziune prin absorpție a 11 filiale locale Aur Constanța. Astfel, organizațiile Aur din municipiul Constanța, din orașele Techirghiol, Negru Vodă, comunele Albești, Corbu, Rașova, Opraisar, Ostrov, Cobadina, Gigea și Lumina au intrat în componența structurilor partidului lui Dragne. A? Ce părere aveți de chestia asta, oameni buni? la fel de amuzantă ca și grozăvia făcută de Iohannis, da? cu PSD-ul adus la putere. Vă rog foarte mult să-mi spuneți, oameni buni, ce părere aveți despre uh, guvernul, despre acest guvern și ce părere aveți despre cum s-au întâlnit uh, patrihoții cu patri da, și cum o satirizeze ăștia toți în brațele lui Dragnea. De altfel, eu am tot sesizat, oameni buni, nu știu dacă țineți minte cei care mă urmăriți de mai mult timp, din luna mai a anului 2020, de când am început să fac dezvăluirile despre George Simion, legăturile cu Rusia, aur, eu am sesizat și l-am și întrebat pe George Simion, am un interviu cu el în Piața Victoriei, că l-am întrebat, bă, Simioane, dar în 10 august tu n-ai fost aici. Tu de Dragnea niciodată, n-ai zis nimic rău. Era foarte dubios. Și acum ce să vedeți, oameni buni, de fapt Simion a încălzit... Salteaua pentru Dragnea, da? Acum, sigur, cei care au considerat că uh, aur ar fi ceva diferit, acum au ocazia să constate pe propria piele. Dar vreau să discutăm, dragii mei, despre. O să vorbim și despre Dide. Dide a fost arestat preventiv pentru probleme cu droguri la iași. Toată propaganda cartelului Mafia media l-a prezentat pe Dide ca să discrediteze protestul rezist. L-a prezentat ca pe un lider al protestului rezist. Dide nu este un lider al protestului rezist. Protestul rezist n-a avut niciun fel de lider. Dide ca și Sandel Matei, până la un punct pe mine m-au păcălit oamenii ăștia, dar eu mi-am dat seama cei cu ei și o să vă explic momentele. Momentul în care mi-am dat seama cei cu Sândel Matei și momentul în care mi-am dat seama ce este cu acest Dide. De altfel, eu am sesizat încă din 2019 că apărea prin niște poze cu Porsche N, cu Audi nu știu de care. Și m-am mirat, zic, domnule, dar de unde are băiatul ăsta ți-a bani, da? L-am și întrebat, n-a vrut să zic. A zis că nevasta lui, că nu știu ce. E, acum adicotul se pare că ne lămurește cu povestea asta cu drogurile. Asta e o prostie, Lucian, că s-a autodenunțat. Asta e o poveste. O să vă explic și treaba asta. O să vă explic și momentele în care am constatat că oamenii ăștia erau de fapt niște cârtițe civice folosite de fapt împotriva mișcării civice pe televiziunile România TV, Antena 3, pe toată propaganda mafiei. Ce părere despre alianța PNL cu PSD? Despre asta o să vorbim. Ionel, am făcut o grămadă de materiale live pe această temă pe canalul meu de YouTube. M-am tot, uh, -am tot uh, exprimat. Lucian Cristian insistă și că didE s-a autodenunțat ca formă de protest pentru legalizarea cannabisului după ce a cumpărat de pe net. <laughs> Băi, Lucian, eu nu cred că tu crezi și ul ăsta. Știi cum e asta? Ca și cum ai plecat de la un chef mor de beat și când te-a prins poliția rutieră, zici Domnule polițist, eu am venit de fapt la dumneavoastră ca să mă autodenunț că se poate conduce băut pe străzile orașului. Presupunând prin absurd că ești atât de idiot încât să faci un protest împotriva poliției rutiere urcându-te băut la volan, e irrelevant. E irrelevant. <laughs> e irrelevant. Te-a prins beat la volan, nu contează pentru ce motiv te-ai urcat. Sigur, tu poți să zici ce vrei tu. E irrelevant. <laughs> Înțelegeți? Achiziționarea, deținerea și transmiterea de substanțe interzise de droguri se pedepsește cu de lege. Că îți vine și ție și îți face percheziția acasă și găsește și tu vii și spui domne, stai că eu sunt activist civic și de fapt e un semn de protest, am deținut drogurile. Who gives a fucking shit? Nu contează de ce l-ai deținut, prietene, n-ai voie să deții droguri. N-ai voie să te urci băul la volan. E irelevant. Cum să zici? Așa poți să spui că faci, vrei să testezi capacitatea biroului furturi auto de la Poliția Capitalei și furi o mașină. O furi. Și te duci cu ea la poliție și zici, domnule polițist, am furat această mașină ca să vă testez capacitatea. Ghici ce? Te duci la pușcărie. Deci mie mi se pare uluitor că sunt oameni care văd lucrurile atât de deplasat, da? Deci nu există așa ceva, dragii mei. Daniel Stanciu a fost și este irelevant. Are rost să vorbesc pentru că vreau să lămuresc niște lucruri, vreau să explic niște lucruri. Dar în același timp, în același timp, foarte multă lume întreabă și subiectul este în discuție. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți pe super chat. Haideți să vedem lista miniștilor, dragii mei. O luăm așa step by step și aștept punctele dumneavoastră de vedere, întrebările în legătură cu ministri. Lista miniștrilor Grindeanu este vicepremier. Asta este prima mare nesimțire. Sunt niște probleme foarte mari, dragi prieteni, pe unele le-am explicat în materialele video de ieri de la Cotroceni. Altele alte detalii, alte informații vom discuta acum. Astăzi aici aștept punctul dumneavoastră de vedere. De ce am numit acest guvern și această majoritate Frankenstein? Imaginați bănuiesc că știți cine este, știți filmul Frankenstein, este bazat pe o carte, Dr. Frankenstein și este vorba despre un medic nebun care strânge bucăți de cadavre și învie din bucăți de cadavre, face un om, un pseudo-om, un fel de om, că nu e om, da? Ia bucăți de cadavre, le lipește și face un monstru pe care îl învie, da? De asta am spus majoritatea Frankenstein, pentru că Iohannis a făcut o majoritate din cadavrul USL-ului, a luat niște sânge de FSN de undeva dintr-un frigider, a omorât PNL-ul și din cadavrul PNL-ului a băgat acolo în majoritate și a ieșit majoritatea Frankenstein. Majoritatea Frankenstein este un monstru, este o hidoșenie, de asta am făcut această comparație, n-am făcut-o întâmplător și strict pentru că este o, defunctul USL, Uniunea Social-Liberală, mortul a fost, e strigoi acum, e moroi, cum se zice la noi în Banat, da? E stafie și nebântuie, dar este o chestie monstruoasă și hidoasă. De ce? Unu, pentru că domnul Iohannis a câștigat al doilea mandat invitând oamenii să-l voteze pentru ca PSD-ul să nu ajungă la putere. Deci asta este prima hidoșenie. Prima chestie oribilă, monstruoasă. A doua chestie oribilă este faptul că domnul Iohannis, anul trecut, exact în această perioadă, în 6 decembrie, erau alegerile parlamentare. Deci, în luna noiembrie, domnul Iohannis, împreună cu Partidul Național Liberal, spuneau românilor, votați Partidul Național Liberal pentru ca PSD-ul să nu mai ajungă 8 ani la putere în România. Și iată că, la mai puțin de un an de zile de la alegeri, Iohannis a adus PSD-ul la putere. Deci toată povestea asta a fost o chestie făcută de Iohannis. Și vin motivele pentru care ar fi putut să facă așa ceva oameni bun, pentru că aici este ne dă de gândit. Ceva rău, părerea mea este că ceva extrem de rău planează asupra României. Este imposibil ca președintele Klaus Iohannis să fi fost atât de bun jucător de teatru în toți acești ani și să fi fost atât de pervers. E imposibil să fi fost atât de pervers. Următoarea explicație logică pentru această schimbare este că ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat, ceva major, ceva major planează asupra României. Ceva atât de major și atât de grav încât l-a determinat pe Iohani să se schimbe cu 80 de grade, cu riscul propriei lui sinucideri politice, pentru că s-a sinucis politic președintele cu asta, și cu riscul distrugerii Partidului Național Liberal. Este o catastrofă pentru ei, din punct de vedere politic, și motivele pentru care un om normal la cap excluzând posibilitatea că domnul Iohannis, nu știu, a picat pe scăr la Cotroceni și a suferit un politraumatism cranian în urma căruia îi lipsesc doagele. Și-a și -a pierdut doagele, dacă cum se zice la noi în Banat. Nu cred că e asta. Dar ceva, ceva, un pericol cum nu ne imaginăm, oameni buni, probabil că dacă am ști adevărul, am fi șocați în România, este ceva major, este ceva de proporții enorme care planează asupra României, dacă președintele Iohannis a făcut această schimbare. Deci trebuie să fie ceva... Uitați, uitați de chestiuni, că a avut un dosar, că nu știu ce, chestii personale. Nu, e mai mult decât atât. E mai mult decât atât, oameni buni. Gravitatea schimbării pe care a făcut-o ne arată că e mai mult decât atât. Nu știu ce ar putea să fie, dar e mai mult decât atât, oameni buni. Este ceva, ceva cum nu ne imaginăm. Și probabil că o să ne dăm seama în anii următori. O să se întâmple evenimentele și o să constatăm cum s-a ajuns în această situație, în această stare de fapt. Pe lângă treaba asta, avem subsecvent alte aspecte care dau acestei hidoșenii o dimensiune și mai scârboasă. Călinuț, Mălin, dar dacă de fapt cărțile au fost făcute înainte de alegeri și PSD a trimis pe Dăncilă să fie sigur că câștigă Iohannis. M-am gândit și la treaba asta, dar ar însemna ca Iohannis să fie ireal de pervers și de perfid. Nu știu dacă este așa. Nu știu dacă este așa. O să vedem. Dar este ceva, este ceva oricum foarte grav. Și dacă e așa de pervers, e foarte grav. Eu cred că ceva s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva foarte, foarte, foarte grav. Subsecvent acestei stări de fapt, oameni buni, avem dimensiuni ale acestei hidoșenii. Prima dimensiune este că Emanuel Oprea mă întreabă când spui ceva grav, te referi la un joc internațional pe scena globală, Natus versus Rusia-China. Da, cred că este ceva, cred că ceva de asemenea proporții, ceva care este mult mai mare decât noi, putea să-l determine pe Iohannis să facă această schimbare. Dacă Iohannis nu este incredibil de pervers și de ticălos și a avut un pact cu PSD-ul, există doar aceste două variante logice, da? Fie e incredibil de pervers și de ticălos și a avut un pact cu PSD-ul și PSD-ul intenționat a pus-o pe dăncilă și au jucat teatru ca să îi dea al doilea mandat, fie este ceva foarte mare, deci este ceva mult mai mare decât noi. Și i s-a pus în vedere. Prietene, asta e de făcut. O să vedem. În perioada următoare, poate avea legătură cu faptul, Mihai Cozma, că apar tot mai multe informații despre agresiunile militare ale Rusiei în Ucraina. NATO va avea o reacție, cine știe ce va fi. Poate e nevoie ca România să aibă o majoritate, dincolo de orice fel de dubiu, nu știu, o să ne dăm seama. Dar uh, părerea mea este că în perioada următoare, eu sper să nu fie așa, eu sper să mă șel. Eu am spus și când a fost cu Chiove și din 2017, din 2016 de fapt, din noiembrie. Eu am spus, bă, ăștia vor să o dea jos pe Chiove și toată lumea spunea, și o să o dea jos, uite, o să fac așa, dacă lumea nu vine la vot, vor avea majoritate, vor controla guvernul, vor face aia, vor face aia. Sunt editorialele mele pe internet. Și mulți îmi ziceau, bă, exagerezi, nu se poate așa ceva. Și uite că s-a putut. O să vedem ce se va întâmpla, dragii mei, dar ceva mare trebuie să fie în spatele acestei hidoșeni. Pe lângă ceea ce am explicat, intervin în subsidiar alte aspecte. Mă bucur foarte mult, Brânză Natasha, mulțumesc frumos pentru super chat. Mă bucur că îmi scrieți punctele de vedere. Vă rog să scrieți în comentarii ce părere aveți. Ce putea să determine la Iohannis o asemenea schimbare, atât de, atât de gravă, atât de flagrantă, atât de din alb să devină negru, da? și din negru să devină alb. Deci este ceva, este un seiz de proporții care l-a răsturnat pe domnul Iohannis cu craci în sus, cum s-ar zice la noi în Banat, da? la Bolvașnița, așa se zice, când pică țața Leana pe gheață, a picat cu craci în sus. Da? Adică cu capul în jos cu craci în sus, a picat la vale, pe gheață. Ce putea să fie, oameni buni? Ce seiz putea să fie? ca să se întâmple așa ceva. Vă rog să scrieți punctul dumneavoastră de vedere. Există doar două explicații logice, dragi prieteni. Fie ce spune, uite, Erwin Wick, Vic, Evil Vic, scuze, Iohannis mereu voia să fie cu PSD, deci fie el a rămas tot timpul premierul de la Grifco și au fost înțeleși, fie el a fost autentic și sincer în mandatele lui, în campania electorală din 2019, în campania electorală din 2020 și ceva s-a întâmplat da? Ce credeți că putea să se întâmple, dragi prieteni? Pe lângă asta, ca să vedeți cât de nesimțită e chestia, că, ok, ai aduci PSD-ul, bă da, și cum îl aduci, și cu cine îl aduci. Deci, vicepremier, oameni buni, guvernul, vreau să vă fac o mică explicație administrativă, pentru că nimeni nu explică aceste aspecte publicului, presa nu explică, mă rog, televiziunile de știri se ocupă să transmită punctajele care vin de la partide, că patronilor penale au interese cu partidele. Lasă-l așa, lasă-l că e bun, lasă-l, nu mai chinui atât. Lasă-l că e bun așa. Lasă-l că e bun așa. Îl aduce mai în față. Na, ca să mă vadă lumea mai bine. Așa, nu mă vede lumea bine. Bun, deci celor de pe TikTok vă spun că mă puteți vedea pe uh, canalul meu de YouTube. Acolo răspund la întrebări, da. Lasă-le să nu se vadă, că se văd pe YouTube. Na. Se văd pe YouTube, acolo discut cu oamenii, sunt în comentarii. Bun. Îmi cer scuze, dragi prieteni, întreruperea asta mi-a resetat aplicația, da. Bun. Faci guvern cu PSD-ul. Ok, bun, îl faci. Bă, dar cum îl faci? Și haideți să vă explic, dragi prieteni, ce înseamnă guvernul? Nimeni nu explică aceste lucruri publicului. Guvernul, teoretic, așa știe toată lumea, dacă întrebăm pe oricine, o să ne zică că, domnule, guvernul e condus de prim-ministru. Da. Dar prim-ministrul este. Cum să vă explic? Prim-ministrul este ghidonat de către Secretariatul General al Guvernului. Acolo este cancelarea primului ministru, acolo este structura care gestionează toate activitatea șefului guvernului și activitatea guvernului. Ordonanțe, legi, tot ce fac ei acolo, hotărâri de Parlamentul de legi, guvernul dă ordonanțe și hotărâri de guvern. Totul e gestionat prin Secretariatul General al Guvernului. Secretar General al Guvernului este propus Marian Neacșu, infractor, condamnat pentru infracțiuni de corupție, individ care exact acum un an de zile, în 21, nu, exact acum 4 ani de zile, în 21 noiembrie 2017, Neacșu, împreună cu interlopii lui Dragnea, împreună cu Codrin Ștefănescu, împreună cu baronul Șosetuță de la Piatra Neamț, erau la Direcția Națională Anticorupție și făceau protest împotriva lui Chiove și pentru Dragnea. Ăsta este infractor, oameni buni. Și tu, Iohannis, care ai fost votat cum ai fost votat, presupunând că, nu știu, pe plan internațional ceva s-a hotărât, nu știu ce poate să fie, ce Dumnezeu poate să fie, da? Și în interesul țării ai făcut o chestie asta. Bă, nene, bă, da, poți să le zici la PSD să se abțină, să pună pe cei mai jegoși dintre jegoși? Deci guvernul e controlat de un infractor, oameni buni. Vicepremier. Cine este vicepremier, oameni buni? Sorin Grindeanu. Cel care a fost sluga lui Dragnea a fost prim-ministru și a dat ordonanța 13 ca să-l scape pe Dragnea de pușcărie. Vicepremier Sorin Grindeanu. Înțelegeți cât de grav e, cât de mare este această hidoșenie și de ce este un monstru? Ordonanța 13, da, Antonio. Secretariatul General al Guvernului gestionează și acordarea autorizațiilor de acces la secretele de stat. Da, sunt, acolo se coordonează. De fapt, cine controlează SGG-ul, controlează guvernul. Vicepremier Grindeanu, deci domnul Ciucă este prim-ministru de paradă, dragi prieteni. Știți ce înseamnă prim-ministru de paradă? În termeni militari, sunt cei care, militarii, au uniforma de luptă și uniforma de paradă, pe care o poartă numai la defilări. Da? Ăsta este domnul Ciucă. Va fi prim-ministru de defilare, de paradă. Atât. În rest, guvernul e controlat, avem Ministerul Finanțelor, tot. Banii, investițiile, totul este controlat de PSD. Neacșu Grindeanu, Gabriela Firea. Cum e, oameni buni? Cum e? PSD l-a desemnat pe Sorin Grindeanu vicepremier. Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, a anunțat în seara aceasta, acum câteva momente, că liderii partidului au decis că Sorin Grindeanu prim-vicepreședintele partidului să fie vicepremier și ministru transporturilor, oameni buni. Oprea a mai spus că PSD l-a numit pe Florin Spotaru ca ministru al economiei, care îl înlocuiește pe Marius Humelnicu, anunțat cu zi înainte. Oprea susține că Humelnicu s-a retras din motive personale. Hmm? Cum e oameni bun. Cum a ajuns un fost condamnat definitiv? Citesc din G4 Media pentru corupție, secretar general al guvernului Ciucă. Marian Neacșu, specialist în furaje și fost vicepreședinte la arbitru pieței energiei și a angajat fica la cabinetul parlamentar. Eu l-am sfidat pe acest individ, dacă intrați pe canalul meu de YouTube și faceți o căutare, Mălim Bot plus Marian Neacșu, sau intrați pe pagina mea de Facebook, pagina publică, unde poate să intre oricine și cine nu e logat în Facebook, și vedeți materialul din noiembrie 2017, când era Neacșu cu o grămadă de zombii sediști foarte mulți pensionari săraci de el, pensionarele alea care au aruncat cu iaurt în vară când a venit Dragnea la DNA, Codrin Ștefănescu, niște interlope aduși din Teleorman, baronul șosetuță și urlau acolo și răcneau, am intrat între ei. Și de față cu neac și am spus, uitați-vă, ăsta e un infractor. Un infractor a venit să apere alt infractor. Tot acel, acea registrare video este pe canalul meu de YouTube. Deci puteți să intrați să o vedeți. Ăsta este secretarul general al Guvernului, oameni buni. <laughs> Este un personaj cheie în structura executivului. G4 Media explică. Uh, infractorul ăsta va controla tot fluxul de documente legate de pregătirea ședințelor de guvern, de avizarea proiectelor legislative. În plus, controlează mai multe instituții și companii de stat, dintre care unele cu bugete uriașe, transgaz și transelectrică. Mai mult, Oficiul Național al Informațiilor Secrete de Stat funcționează sub coordonarea infractorului Neacșu. Printre instituțiile subordonate se numără Corpul de control al prim-ministrului, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Foarte important din perspectiva faptului că România este teatru de operațiuni al unor uh, agresiuni de tip hibrid din partea Rusiei care vin în mediul online cu dezinformări, cu provocare de uh, insecuritate în societate, cu provocare de conflict, cu tot ce înseamnă războiul hibrid. Și pe infractorul ăsta l-au pus acolo. Da? Infractorul ăsta care era cu Dragnea. Dragnea care astăzi a înghițit filialele aur din județul Constanța. A făcut așa, hap, și a înghițit aurul. Da? Aurul care e legat de ruși. Deci este ceva foarte dubios, oameni buni. Ce se întâmplă în aceste zile este extrem de dubios. A fost și pe la Pro România, pe la Partidul lui Victor Ponta, toarășul Neacșu. E expert contabil și are specializări în nutriția animalelor. A intrat în 90 în politică, membru al Partidului Agrar. Iar în 2001 la PDSR. PDSR-ul e fostul FSN, actualul PSD, fostul Partid Comunist. Partidul Comunist pentru cei care sunteți mai tineri, varianta pe scurt. Iliescu l-a omorât pe Ceaușescu, că așa a vrut Moscova, după care s-a întâlnit în 27 decembrie cu ambasadorul URSS-ului și au stabilit că România trebuie să rămână fidelă Rusiei, că Partidul Comunist trebuie să continue activitatea revoluționară, dacă poporul a strigat jos comunismul la revoluție și atunci trebuie să-l transforme în altceva. Și Iliescu explică ambasadorului Rusiei că o să facă Frontul Salvării Naționale. Și Iliescu a făcut Frontul Salvării Naționale. Frontul Salvării Naționale s-a transformat după anii 90 în PDSR și apoi în PSD. Și Ion Iliescu este până în ziua de astăzi președinte fondator al PSD. Da? Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Și Neacșu a fost făcut secretar general al partidului în 2015 de către actualul infractor Liviu Dragnea. Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Specializările domnului Neacșu sunt cursuri E expert contabil din 87, a terminat științe economice, măcar a făcut o facultate, cât de cât totul se făcea facultate pe vremea comunismului, dar <laughs> e expert contabil. Și în 2000 a făcut trei cursuri despre nutriția animalelor. În 2003 cursul de tehnici superioare de nutriție a animalelor. În 2002 formularea rețelor de furajare asistată pe calculator. Deci vedeți? ca să facem și mișto, că e bine să facem haz de necaz, că asta e țara, dacă îți pierzi simțul umorului în România, ajungi la trilulilu <laughs> și atunci e bine să râzi, da? Deci, domnul Neacșu, mi se pare normal, fiind specialist în formularea rețelelor de furajare asistată pe calculator, să se ocupe de Secretariatul General al Guvernului, să gestioneze Centrul de Conflict Cibernetic, da? Și în 2001, domnul Neacșu a mai făcut Nutritional Biotechnology in the Feeds and Food and Industries. Da? Deci a mai făcut ceva cu biotehnologia nutrițională și s-a specializat în zootehnie, întrucât a fost economist și apoi șef de serviciu la IAS. Pe vremea lui Ceaușescu, agricultura era împărțită în două, în trei, da? Erau CAP-urile, cooperative agricole de muncă, eh, CAP, CO cooperative agricole de producție, Pământurile erau la CAP-uri, da? Comuniștii au luat cu japca pământurile când au venit în 47 de la oameni. Era întreprinderea agricolă de stat, IAS-urile și erau SMA-urile, societățile de mecanizare agricolă, ăia care dețineau tractoarele, combinele și așa mai departe. Și Tărășuneașu s-a specializat la IAS, Slobozia, și a condus mai multe firme din domeniul agrozootehnic până în 2008. În 2008 a fost scos domnul Neacșu dintre ovine, bovine, caprine și porcine, <laughs> că nu știm ce uh, grajduri și ce fel de cocină a condus din acolo, da? deci a fost scos dintre porcine, porcinele animaliere și a fost adus între porcinele politice, da? între bovine și porcine politice la PDSR a fost făcut deputat de Ialomița. Acest pasaj fiind un pamflet ca să ne mai distrăm și noi, oameni buni. Râdem, râdem, dar cam râdem de noi, dragi prieteni. Haideți să vedem, am pus pe pagina mea de Facebook lista ministrilor din guvernul Ciucă, să vă zic și ministrii, să ne distrăm puțin cu ei. Bineînțeles, fiind vorba de PSD, pomeni sociale, promită ăștia, pensii și așa mai departe, o grămadă de nebunii pe care nu știm de unde vor fi plătite. Probabil că iarăși noi, cei din mediul privat, va trebui să plătim și mai multe taxe și impozite. Probabil că nu se vor mai face autostrăzi sub pretextul că trebuie făcute pomenile sociale. Asta este. Așa a vrut domnul Iohannis, peste voința electoratului, care l-a votat ca să facă cu totul altceva și cu totul alt scop. Domnul Iohannis a hotărât altceva. Haideți să ajungem, dragii mei, la lista finală a nu numai un pic. A, înainte de lista miniștilor, vreau să mai fac, era informația și am uitat, m-am luat cu altele, da. Tot ceea ce fac eu, dragi prieteni, tot ceea ce spun eu este spontan, nu este nimic scris niciunde, de aceea mai apar cope și nu am niciun plan, nu am nicio schiță, nu am nimic. Totul e din capul meu și are la bază experiența mea profesională. 27 de ani de presă și faptul că citesc. Toată ziua asta fac. Citesc și judec. Și citesc și citesc și citesc. Astăzi, Frankenstein ăsta, despre care v-am spus de ce e Frankenstein și e Hidos, a intrat în Parlament. Da? Monstru a intrat în Parlament. Așa umblă Frankenstein în filme, știți? Umblă e un tip așa cu capul tăiat, cu nu știu, și umblă prin filme, da? cred că nimeni dintre cei peste aproape 1200 de persoane de spectator cred că toată lumea a văzut cel puțin un film cu Frankenstein. Deci când spun Frankenstein, cred că toți aveți imaginea în față. Știți la ce mă refer. By the way, o mică pauză. Vă rog din suflet. Văd că numai 883 azi dat like. Vă rog foarte frumos, dați like cu toții, toți cei care vă uitați la acest live. Vă rog să dați like. Vă mulțumesc din suflet pentru super chat. Ce s-a întâmplat, dragii mei, la Parlament? Deci a venit Frankenstein ăsta de la Cotroceni, a venit în Parlament și a preluat controlul Parlamentului. Toarășul Florin Câțu este nou președinte al Senatului, al doilea om în stat. Toarășul Marcel Ciolacu, domnul, de la ZO, domnul Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, da? domnul de la Buzău, Înțeleg că și-a făcut liceul târziu sau facultatea, nu știu și-a făcut târziu. Se și vede nivelul lui de exprimare la nivel de George Simion. George Simion e talon, da? El e de acolo, e, da? Cum e nota 4, da? Nota 5. 4 e corigență. 5 cine a 5, deci 4 Simion e etalonul, da? Deci 4. 1, 2, 3, 4. Acolo e Simion, da? Acolo e și Ciolacu. Și ăsta este al treilea om în stat. ci că ministrul culturii, fost director la Cancan, păi da cum, infractorul Radu Budean. <laughs> Așa. Deci asta este situația și domnul Ciolacu la Camera Deputaților au dat-o jos pe doamna Anca Dragu de la Senat. Lista miniștilor, dragi prieteni. O să vorbim și despre demisia lui Ludovic Orban din Partidul Național Liberal. Domnul Ludovic Orban a spus oricât de multe ascunde, o cât de departe va sta de oameni, totul vor ajunge scrâșnele din dinți, sudalmele și blestemele oamenilor pe care i-a trădat. Referindu-se la ce a făcut domnul Claus Iohannis, da? Așa. Domnul Lucian Romașcanu, Ministru Culturii, eu vi prezint în ordinea în care ei vor fi audiați. Joi. Miercuri vor fi audiați în comisie, adică mâine, și joi se votează guvernul. Ca procedură, asta este. După ce majoritatea parlamentară există, a fost testată, deci nu avem niciun dubiu că vor trece prin Parlament. Înainte de a fi votat în Parlament guvernul, trebuie să treacă prin comisiile Parlamentului. Și mâine se vor ocupa cu asta. Domnul Lucian Omașcan, Ministrul Culturii. Domnul Adrian Chesnoiu, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Eduard Novak, ministrul sportului. Toarășul Câmpeanu, personaj politic creat de infractorul Dan Voiculescu, fost ministru în guvernul Ponta, om pe care Iohannis l-a promovat, ministrul educației în continuare. Ceche Atila, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației. Adrian Căciu, ministrul finanțelor. La justiție. Cătălin Predoi, oameni buni, omul Hidrei. Nu mai revin pentru că cei care vă uitați la mine știți materialele mele despre Cătălin Predoiu. Sub Cătălin Predoiu a fost numită Georgiana Hosul adicoci și s-a mușamalizat dosarul Black Cube. E foarte important acest dosar, pe canalul meu de YouTube găsiți informații. Domnul Predoiu este o creație politică a Elenei Udrea. Toarășul Predoiu prea justiție, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Florin Roman, ministrul cercetării, inovării și digitalizării. Ăsta e un liberal PSD. Toată ziua pe la Antena 3. Toarășu Grindeanu, sclavul lui Dragnea la Ordonanța 13, vicepremier și ministrul transporturilor. Dan Vulceanu, ministrul investițiilor, Alexandru Rafila la sănătate, Aurescu la externe, Aurescu nu membru de partid, dar e susținut de PNL, domnul Țanțoș la mediu, ape și păduri, Virgil Popescu la energie, Florin Marin Spotarul la economie, Budăi la muncă, solidaritate socială. La interne, bineînțeles, rămâne PSD-stul Lucian Bode. Știu că e membru PNL, dar el e de fapt psd da? Și nu-i de mirare că rămâne acolo. Toarășul Bode este marioneta mafiei PSD-ste, fesenisto psd din Ministerul de Interne. Să știți, dragi prieteni de pe Patreon, că scrie foarte mic și eu nu văd ce scrieți. Însă dacă intrați pe canalul meu de YouTube și postați acolo comentarii, acolo este posibil să văd întrebările dumneavoastră, să vă răspund la întrebări. Toarășul Vasile Dâncu, eminența maronie a PSD-ului, un om foarte legat, foarte legat de șeful SRI, de domnul Eduard Helvig, foarte legat și de fostul șef SRI, de George Maior. nu are nicio treabă cu armata, domnul Dâncu, e sociolog nu are nicio treabă. Bănuiesc că a făcut stagiu militar, că are o vârstă și în perioada comunismului, când avea el 20 de ani, cred că era obligatorie armata. Și bănuiesc că a făcut stagiu militar. Asta e singura lui legătură cu armata. Sper că l-a făcut. A fost pus ministru apărării naționale. Știți de ce? Știți de ce? De ce un om apropiat de Serviciul Român de Informații, poate chiar un om care e al lor, este pus șef la apărare? Pentru că Serviciul de Informații al Armatei e la concurență cu SRI-ul Și Ministrul Apărării Naționale are acces la Serviciul de Informații Militare. Asta este o numire foarte complicată. Foarte complicată, oameni buni. Extrem de complicată. Domnul Dâncu este liderul unui grup din Cluj, este apropiat de televiziunea infractorului Sebastian Ghiță, care este fugit în Serbia și are azil politic de la guvernul sârb, este prezent toată ziua domnul Dâncu pe televiziunea infractorului Maricel Păcuraru, asociatul lui Gușă, Gușă, care e asociat la rândul lui în cartelul Mafia Bedia cu Dan Andronic, cu Sebastian Ghiță, este promovat de Digi24, toarășul Dâncu. Și pe Dâncu Intuiția jurnalistică îmi spune nu avem cum să știm acest lucru, pentru că fiind vorba de servicii secrete, va fi secret tot timpul. Și și dacă aș avea documentul care să dovedească ceea ce spun, n-aș putea să-l fac public, pentru că ar însemna că încalc legea secretului de stat. Dar opiniile pot să mi le exprim. Cheia pentru care domnul Dâncu a insistat să aibă Ministerul Apărării Naționale, motivul principal, în opinia mea, are legătură cu serviciul de informație Alarmate. armatei. O să ne dăm seama în timp. Și Urmează un alt nume, penultimul nume, dragii mei, o sfidare la fel de nesimțită a lui Iohannis, ca și grindeanul vicepremier, ca și Neacșu, secretar general al guvernului. Sper că înțelegeți ce vreau să spun. Adică, băi, ai vrut să faci cu PSD-ul. Bă, da, puteai să le ceri psd lor niște oameni cât de cât mai ok să nu-i pună păștea. Puteai să faci chestia asta totuși ca să nu fii mega nesimțit, să fii numai nesimțit, da? Față de propriul tău electorat. Puteai să le ceri niște nume cât de cât mai ok, da? L-au pus pe Rafila la sănătate. Pare ok, da? Bă, da, Grindeanu, infractorul Neacșu. <laughs> Gabriela Firea, oameni. buni. Ministru familiei tineretului și egalității de șansă. Era Ministerul Muncii și Familiei, au creat un minister special pentru Gabriela Firea. Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Gabriela Firea, care știți, ca să vedeți, și l-a făcut pe să în fel și chip la alegeri, că e steril, că nu are copii, că deci ce a putut să facă Firea asta, cât de țață este această individă, da? cât de țață este, inimaginabil de țață. Doamna Firea, doamnei Firea nu-i place când îi se spune că este țață. Când lucram la România Liberă, am scris un editorial țața firea nu știu ce. Și s-a plâns la vremea respectivă, director era Sabin Borcan, actual șef la Newsic cu banii altora, nu zice cu banii cui, tot cartelul Mafia medie. Și Borcan m-a chemat la el în birou să-mi zică că l-a sunat firea, că e supărat, că de ce am făcut o țață, că nu-i place. Nu-i place pentru că este o țață, oameni buni. Vă rog să spuneți dacă am dreptate sau nu că firea este o țață da? Și i-am explicat lui Borcan, zic, bă, la noi în Banat așa se zice, țața leana, da? nu i ceva foarte, foarte jignitor, da? Înțeleg că în zona Olteniei, de unde și în Moldova, de unde e firea, înseamnă ceva mult mai rău decât înseamnă în Banat. Eu n-am vrut să bat acolo. E țață, da? Țață, o femeie rea de gură. Așa se spune la noi în Banat. O de aia care vorbește prostit în penii, po și urlă toată ziua pe uliță. Da? Țața aleană. Dar în esență nu ce nimic. Și șoșoacă e tot un fel de țață. Dar șoșoacă este un fel de super țață. Da? Deci este ca în filmele, ca în universul Marvel. Da? Există eroi și supereroi. Da? Șoșoacă e super țață. Da? Are puteri supranaturale. Deci are șoșoacă, are energii țățiste supranaturale, da? Deci la ea e mai complicat. Firea e țață, da? Și pe firea au făcut-o oameni buni. I-au făcut minister lui firea, lui țața firea. Adică vă dați seama cât de jenant e pentru Claus Iohannis, ce umilitor e. Căutați pe Google să vedeți firea plus Claus Iohannis, să vedeți ce a făcut asta lui Iohannis, cum l-a umplut de lături, da? de lături, da? Venea firea cu cisterne de lături în campaniile electorale împotriva lui Iohannis. Cele mai oribile mizerii că ea este o țață și pesediștii în general sunt niște oameni de nimic. Sunt niște o subspecie a pe scara evoluției, da? Și Ăștia care au funcții de conducere, nu toți oamenii din partid, că toți oamenii din partid nimeni nu știe și vor fi și oameni ce știți. Dar eu mă refer la ăștia care au condus PSD-ul în ultimii ani, de la Iliescu, prin Năstase și Ponta, până la Ciolacu. Țață țaristă, da. Și mă întreabă cineva, ce că nu ne-am văzut de mult unde ai dispărut. Săracul de mine, <laughs> sunt aici pe baricade. Ieri am pus patru materiale, am făcut live, am făcut în fiecare zi, doamna Rosa Roșia, bănuiesc că sunteți o doamnă, dacă sunteți un domn, îmi cer scuze, domnule Rosa Roșia. În fiecare zi eu sunt prezent, sunt aici, comentez, îmi fac datoria, soldatul mă bot la datorie. Da, în fiecare zi. Din păcate, nu știu ce se întâmplă și cu Facebook-ul și cu YouTube-ul. Multă lume nu vede, nu primește, nu știu ce se întâmplă. Dar ideea e că eu sunt aici pe canalul meu de YouTube este toată activitatea mea. Și ce părere ai avut vis-a-vis -vis de frunză verde? Până la un punct a fost ok, după aia a luat-o Se mai aplică rotația premierilor în coaliție? Da, așa spun că vor să o aplice. Borcan care nu se mândrește cu numele lui. Da, și să vă zic de ce Borc m-a chemat Borcan. Că nu m-a chemat Borcan degeaba. Nu vă imaginați că avea Borcan un crash pentru Gabriela Firea. Nu vă imaginați. Nici n-ar putea să aibă că Borcan e mic de statură. El are un metru și un scuipat, cum se zice în banat. Da? Are un metru 35 m, borcan, un metru 40 cu indulgență. Da? Firea e un pic mai înaltă, deci n-ar putea borcan să aibă vreo șansă. Da? Și borcan de ce era supărat? Că nevasta lui borcan, doamna borcan, da? doamna borcan, E angajată la grădinițe, la administrația lui Pandele e angajată la bărbatul lui Firea. De aia a fost el sensibil și și-a permis doamna Țață să-l sune, că altfel nu-și permitea să-l sune și nici el nu-i răspundea la telefon. Și și dacă îi răspundea, mă chema pe mine și îmi spunea, Măline, fă -o de trei ori Țață. Scrie trei editoriale, dacă nu avea el un interes personal. Da? Ca să înțelegeți despre ce vorbim, dragii mei. Doamna Firea este ministrul familiei tineretului și egalității de șanse. Și domnul Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului. Cum vi se pare, dragi prieteni? Cum vi se pare faptul că pe lângă, pe lângă că domnul Claus Iohannis, care a fost votat ca să n-ajungă, citesc, ca să n-ajungă PSD-ul la putere 8 ani de zile, a adus PSD-ul la putere la mai puțin de un an de zile de la alegerile parlamentare, deci pe lângă daravela asta, pe lângă afacerea asta, e vorba și de cum a făcut-o. Cu neacșu infractor, secretar general al guvernului. Cu neacșu oameni buni. Cu neacșu. Cum oameni buni? Cum? Cu Gabriela Firea? Cu Sorin Grindeanu, vicepremier? Păi eu nu știu de ce nu l-a pus direct pe Dragnea. Eu nu știu de ce nu i-a făcut și lui Dragnea un minister. De ce nu i-a făcut și lui Dragnea un minister? Ministerul patriotismului. Da? Domnul Iohannis nu a fost până la capăt. N-a făcut treaba. Deși e neam și se zice că nemții fac treaba, da? Știți că în germană există o vorbă o vorbă pe care domnul Iohannis a călcat-o în picioare, ein, ein Mann, ein Wort, da? așa zic nemții. Eu știu că în Banat am avut foarte mult nemți și tata avea un prieten, Iohann îl chema, neamț. Și eu știam că nemții sunt oameni serioși. Deci la noi în Banat există un cult al culturii germane. al, Deci avem un respect pentru nemți extraordinar. Toți nemții pe care eu i-am cunoscut până la Claus Iohannis, toți. Colegi, prieteni de familie, băi, niște oameni nu există. Ein Mann, ein Wort. Așa zicea domnul Iohan. Ein Mann, ein Wort. Ce înseamnă? Un om, un cuvânt. Dacă ai zis ceva, se întâmplă. Nu există. Iohannis a zis, votați-mă pe mine să nu vină PSD-ul. <laughs> ein Mann, ein șase, cum ar zice nemții, da? Deci pe lângă chestia asta, că și-a încălcat domnul Iohannis, cum să zic, că unde este domnul vicepremier și prim-ministru, zice Dac. Păi am vorbit despre el, dar eu ce să fac? Cine intră pe parcurs? Cine intră la minutul 56? Nu știe ce am spus eu la minutul 42. <laughs> și nu pot să repet același lucru. Că săracii oameni care stau de la minutul 1, trebuie să audă și ceva nou. <laughs> nu pot să repet în buclă ceva, <laughs> că atunci... <laughs> Zice, Iohannis a dat-o cu muci în fasole, da? Sunt multe expresii. Haideți să vedem, dragii mei, să ne și distrăm, că e seara și în atâta caterincă și atâta mișto. Ce expresii credeți că ar caracteriza situația în care ne-a adus domnul Claus Iohannis? Uite, asta este o expresie foarte bună. Spartan a dat-o cu muci în fasole. Da? A dat-o cu muci în fasole. Da? Uh. S-a făcut de mirul lumii, se zice la noi în banat, așa se zice. Te-ai făcut de mirul lumii, da? A dat-o cu muci în fasole. Ce expresii pe care dumneavoastră le știți, din zonele în care ați crescut dumneavoastră, ar putea să caracterizeze, mă scuzați? A dat cu bățul în baltă, da, Iar a ruginit creierul. Așa, Caramitru a publicat un material acum vreo săptămână în care scrie că e mai mult decât dorința de corupție și hoție, da, și eu cred că este așa, a dat alarma la chiloți. <laughs> N-am auzit de asta. <laughs> Cum adică a dat alarma la chiloți? Cum? Explică-mi puțin expresia. Că a dat cu muci în fasole e clar. E clar, îți sufli nasul în fasole și nu mai poți să mănânci fasolea. Nu? Să te faci de mirul lumii, sigur, pentru unii poate suna, dar vă explic eu, de mirul lumii înseamnă să te faci de râsul lumii. Mirul, îmbanat de mirul lumii. Te-ai făcut de râsul lumii, da? A, a făcut rahatul praf, da, e bine, e bine, e bine spus, da? Dar a ajuns un of show. nu știu ce înseamnă asta, ci că eu încă aștept notificarea de la YouTube, precum că ești în live. <laughs> nu dă YouTube, oameni buni. YouTube dă numai la 10% dintre abonați notificări. Și zice cineva, Caramitru nu a murit, nu, e vorba de fiul lui Andrei Caramitru, nu de tatălui. Seniorul, într-adevăr, a murit recent. A săpat groapa PSD-ului și a căzut cu PNL-ul a dat de poznă, zice cineva. Deci eu vă spun că domnul Iohannis nu a, -a făcut tot ce trebuia să facă. A uitat să-i dea un minister și lui Dragnea. A uitat. Nu știu cum de a uitat. Probabil că o să-și ceară scuze în prima conferință de presă din ultimii 10 ani. Probabil că o să-și ceară scuze că a uitat să-i dea un minister lui Dragnea. Zice Mihai Cosma a făcut-o de oaie și Gheorghiță Morara s-a făcut de cacao. Da, Iohannis e cu case, nu cu bărci, zice cineva. Da. a scuipa și a lins unde scuipase. E foarte grav, oameni buni, vă dați seama. Vă dați seama cât de grav este. Și pe lângă faptul că a făcut ce a făcut, cum a făcut-o? Cum să pui... Cineva scrie că în slavonă mir înseamnă pace. Da, păi și de la biserică când te dă cu mir, dar expresia bănățenească, te-ai făcut de mirul lumii, are cu totul alt înțeles. E legată de Uh, mirare și de verbul a se mira. Da? Când cineva face o chestie nasoală, nu știu, aleargă nud printr-o localitate, lumea se miră. Dar nu e o mirare din aia pozitivă, da? Nu știu, să zicem că vine cineva în zbor ca Superman. Și aia este o mirare pozitivă. A făcut ceva, a zburat ca Superman. Bine, să nu pice în cap cum a picat câțul, da? Asta este amuzant. Știți că cu două, trei luni de acum trei luni de zile, când a căzut guvernul, Ciolacu spunea de câțu toate nebunile din lume. Da? Acum câțu a fost bun să fie pus șef la Senat. Și... Da? Deci astăzi domnul Ciolacu l-a pus pe domnul Câțu șef la Senat și Câțu l-a pus pe domnul Ciolacu șef la Camera Deputaților ce spunea în 5 octombrie domnul Ciolacu către domnul Cățu? Nici n-ați început să guvernați. 9 luni v-ați bătut ca chiori. Acum ați ajuns șef peste un hoit politic. PNL începe să miroase a PNCCD. și după două luni Ciolacu a făcut guvern cu hoitul politic. Acum o să pută și PSD-ul, nu? A jucat golf cu viețile românilor, striga Ciolacu din Parlamentul României la Câțu. Sub patronajul lui Iohannis. Românii mor carbonizați în spitale. În guvernul meu românii au ajuns să moară nevinovați din cauza incompetenței voastre. Tu, Florin Câțu, ai ieșuat big time, spunea Ciolacu în 5 octombrie. <laughs> N-au trecut, nu s-au făcut două luni de zile. Astăzi, domnul Ciolacu, ne-a spus că PNL-ul nu mai e hoit politic, e bun, în interesul țării fac guvern. Domnul Câțu e senzațional, trebuie să fie președintele Senatului României. Tu, Florin Câțu, ai ieșuat big time, zicea Ciolacu. Nu sunteți fantastic, nu sunteți wow, sunteți doar rupt de problemele oamenilor. Ai ajuns cel mai detestat om din România. Ce să vezi, domnul Ciolacu l-a pus președinte al Senatului pe cel mai detestat om din România. Astăzi facem dreptate! Guvernul Câțu va pleca acasă! <laughs> La ultima moțiune erați alături de Câțu și v-au căzut ochelarii. Astăzi sper să vă cadă și bilele! <laughs> Ați înțeles, dragi prieteni? Chestia asta este ridicolă in the both ways, adică în ambele sensuri, da? Este hidoasă și este o rușine din perspectiva lui Iohannis, da? și din perspectiva lui Câțu. Da? Ce spunea domnul Câțu? Ce spunea domnul Câțu în 4 noiembrie? Deci ați de reținut, dragi prieteni, în 5 octombrie, Ciolacul făcea pe Câțu praf și pulbere, muci, ești un nenorocit, superman căzut în cap, ești un ticălos, trebuie să pleci, ești o hidoșenie, ești oribil, ești... Deci, în 5 octombrie, Ciolacu îl scuipa pe Câțu, da? Câțu era la un colț și Ciolacu îi dădea flecme, da? Și nu orice fel de... Suntem într-o zonă a pamfletului, dragi prieteni, și fac aceste... Am o imaginație bogată și zic că merită să ne distrăm, da? domnul Ciolacu îl scuipa pe Câțu cu fluide galben maro. Așa îl scuipa. nu cu scuipat normal. Nu, îi dădea de aici, din sinusuri, da? Lu de sus până jos. Deci l-a umplut pe Câțu. A plecat Câțu de la Parlament, a plecat oameni buni cu coajă pe el, da? De la Ciolacu, în 5 octombrie. O lună mai târziu, în 4 noiembrie, a, nu. Înainte, da? Deci înainte de octombrie, cu o lună înainte, domnul Câțu. Cât eu sunt președintele PNL, nu vom face o alianță cu PSD. Sunt un politician atipic. Eu nu mint. <laughs> Cum e asta, oameni buni? <laughs> deci, în 25 de septembrie, domnul Câțu zicea, eu nu voi purta niciodată o geacă pe care să scrie votați PSD. Pe mine nu o să mă vedeți niciodată în ipostaza de a forța o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Cum aș putea când PSD rămâne cel mai mare dușman al PNL? Cât sunt eu președinte al PNL, zicea domnul Câțu de la Romexpo, în aplauzele frenetice ale celor 5.000 de... Nu știu cum să-i numesc, cum se simt ei astăzi, da? Nu vreau să-i jignesc, că mă urmărește multă lume din Partidul Național Liberal. Mă respectă foarte mulți liberali, unii chiar sunt susținătorii mei pe Patreon. Dar sper că n-ați fost între aia 5.000 de la Romexpo. Dacă ați fost, îmi pare foarte rău pentru voi. Da? Că voi îl aplaudați pe Câțu, cei care ați fost la Romexpo, în timp ce Câțu zicea, da, mulțimea era în delir, rupeau măștile de pe ei, da, nici domnul Iohannis nu mai putea, vă dați seama, să țină masca pe față, știți că a fost fotografia fără mască. A fost acolo la Congresul PNL, a fost ca o evangelizare, da? Știți, la bisericile neoprotestante, evanghelice, e diferit față de bisericile ortodoxe. Sunt anumite ramuri ale bisericilor neoprotestante unde spectacolul nu se întâmplă cum se întâmplă la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică, cele mai mari biserici ale creștinismului nu o luați în nume de rău, nu spun că e rău, n-am absolut nimic cu nimeni. Dar e o stare de fapt și fac o paralelă, ca să încerc să vă explic cât de ridicolă este situația, oameni buni. Da? Deci la Biserica Ortodoxă și la Biserica Romano-Catolică, Greco-Catolică, spectacolul este în altar. De deci ce este altarul? Știți cu toții, da? Și acolo sunt preoții care fac slujba. Show-ul este acolo, da? Show-ul e acolo. Și în biserică lumea asistă. Lumea din biserică are o participare foarte mică la chestiunea asta de exemplu, la catolici, la un anumit punct al slujbei, nu știu cum e și la ortodoxi, eu sunt romano-catolic, de-aia vorbesc, că sunt și eu dus la biserică, preotul spune, după ce spune mai multe rugăciuni, atunci publicul intervine, dar show-ul e dirijat de pe scenă. Și zice să ne dăm pace. Și ne dăm pace unii altora. Deci atunci e un moment în care show-ul se mută în sală. Dar în rest se întâmplă pe scenă. Există biserici neoprotestante unde show-ul Așa e făcută procedura la ei, da? Show-ul este în sală. Ei cântă, în America în special. Cântă, strigă, este o întreagă, un întreg spectacol, da? Este pastorul predicator, dar el are doar rolul de a încălzi biserica. Și toată biserica face show, da? Deci toată lumea face, nu spun show în sens negativ. Deci nu este o uh, desconsiderare a acestor obiceiuri, dar exprim în termeni foarte simpli, da? E, așa a fost la congresul PNL. Deci a fost ca o evangelizare, da? Deci Câțu striga acolo cum aș putea când PSD rămâne cel mai mare dușman al PNL. Cât eu sunt președintele PNL, nu vom face alianță cu PSD și lumea striga în sală. Aleluia! Aleluia! Deci asta zicea domnul Câțu în 25 septembrie. Ce mai zicea, dragi prieteni, domnul Câțu, merită să râdem de ei, în 25 septembrie. Suntem liberali, nu facem ca dragnea. Colegii care n-au înțeles până acum înseamnă că nu cunosc valorile liberale, iar locul lor este în opoziție. Recunosc, sunt un politician atipic. Eu nu mint. Am făcut ce am promis și am făcut bine. După o lună de zile, în 20 da? În 5 octombrie, da? După 10 zile din 25 septembrie în 5 octombrie, da? Domnul Ciolacu îi dădea înapoi lui Cățu că câți vă dați seama, pe orat acolo la congres. A făcut muci PSD-ul, da? Deci aici PSD-ul este rău suprem. PSD-ul este satana, cum zic ăștia de la aur, da? Deci PSD-ul e îl rău. Noi niciodată nu o să facem cu PSD-ul. Și Ciolacu i-a dat-o înapoi, da? Deci la un umplut cu scuipați și a zis că e căzut în cap, că e Superman, că nu știu ce. În 5 noiembrie deja zice câțul. am găsit multe lucruri care să ne unească cu PSD-ul. Dacă vom reuși să facem un guvern cu PSD, este ok astăzi PSD-ul n-a mai fost cel mai mare inamic al domnului Câțu. PSD-ul a făcut pe domnul Câțu președinte al Senatului și PNL Aripa Câțu la, îl face pe domnul Ciolacu președinte al Camerei Deputaților. Deci, brușii dintr-o dată, ce vă spun, dragii mei, este că starea asta, de fapt, de aici se vede diferența de, diferența de materie cenușie între zombălăii care votează PSD și oamenii care au votat Partidul Național Liberal votând anti-PSD. În timp ce oamenii care au votat PNL sunt și Iohani sunt revoltați pentru ce face Iohani și PNL, n-am văzut psd să se plângă. N-am văzut nici pe forumuri, pe niciunde psd care să zică, bă, stai un pic, ciolacul ăsta ne-a luat de prost. De prost, da? Să zică vreun psd -ș. bă, m-a luat de prost ciolacul. N-am văzut așa ceva. Deci psd sunt ok cu chestia asta, n-au o problemă. N-au nicio problemă. Când 25 octombrie liderul lor da, le spunea, stătea măgarul între oi, știți cum stă la stână, măgarul e mai înalt decât oile. Cine e de la munte, eu sunt de la munte și umblă mult, cum am stat eu în zonă de deal montană, da, la poalele muntelui Semenic și în zonă și o țără mai încolo, pe Valea Almăjului, da? pe Valea Cernei, la Muntele Mic, la Gugulani cu car cu mere, sunt și oi, da? și copil fiind păduri cu ram și pășunile din jur și vezi oile. Cine a crescut la țară știe, măgarul e mai înalt, se vede între oi. Da? Și domnul Ciolacu așa era și le zicea la pesediști, la oile pesediste, da? PNL e rău! Și oile pesediste, bă, Câțu -i un nenorocit și oile PSD, B. Be! Și astăzi Ciolacu zice, facem guvern cu PNL-ul. Și oile PSD, B. Be! E! Alegătorii PNL se pare că nu sunt oi. Pentru că sunt revoltați. Sunt revoltați. Pesediștilor nu le pasă. Nu le pasă. Asta înseamnă FSN stereo, zice cineva, da? Sunt curios ce părere aveți și dumneavoastră despre această stare de fapt. Uh, Mr. Marius zice că are de râs. Mă bucur dacă vă înveseles, dragii mei. Situația adevărului este că situația este foarte... Ca să revin în tonul quality al unei emisiuni jurnalistice. Acum am făcut puțin umor ca să ne destindem. Uh, adevărul este că situația este extrem, extrem de rea, oameni buni. Este o situație extrem de rea. Extrem de rea. Ce părere aveți despre modul în care Iohannis a făcut chestia asta? Deci nu numai că a făcut cu PSD-ul, deși au spus că nu o să facă, ci în guvern ne trezim cu persoane extrem de dubioase. Extrem de dubioase. Infractorul Neacșu, Gabriela Firea, Sorin Grindeanu. Este o bătaie de joc, oameni buni. Este o bătaie de joc. Ați văzut lista miniștrilor? Eu am să pun în textul de comentariu al acestui live și lista miniștrilor, și aștept punctele dumneavoastră de vedere. Mihai Cercel spune Neamțul ne-a vândut. Întrebarea este ne-a vândut. Întrebarea este a fost tot timpul așa? A fost înțeles cu PSD-ul? S-a întâmplat ceva? Eu am făcut un sondaj de opinie, dragi prieteni, în urmă cu ceva timp. Este în secțiunea de comunitate a canalului meu de YouTube în care am cerut celor care mă urmăresc, dar și celor cărora YouTube le-a prezentat că ce postez, când postez un sondaj, YouTube-ul arată la mai multă lume. Acum 11 zile. Găsiți sondajul în secțiunea comunitate a canalului de YouTube, a acestui canal de YouTube. Acum 11 zile. Mă am un pic să mă aranjez asta la spate, că mă doare spatele. Așa. 7100 de oameni au votat. Întrebarea a fost de ce credeți că Iohannis aduce PSD la guvernare și reface USL? 43% au spus că face troc pentru o funcție mai bună după ce termină mandatul. 25% au spus că de la bun început a avut o agendă dublă. 20% au spus că este șantajat personal cu ceva. 10% au spus că nu putea găsi altă majoritate care să ofere guvernare stabilă. Și numai 2% au spus că Iohannis este onest, dar e greșit consiliat au votat peste 7100 de persoane. Dacă n-ați votat în acest sondaj, vă invit, dragi prieteni, să votați și să-mi spuneți și dumneavoastră ce părere aveți despre motivele pentru care Iohannis a făcut asta. Oz wanna be. Ce zici? Mulțumesc frumos pentru Supercet. Reușește coaliția asta să dureze mai mult de un an? Și dacă nu, care crezi că va fi motivul discordiei? Uh, nu cred că, cred că va dura, nu văd de ce să nu dureze, au o majoritate parlamentară largă. Se poate întâmpla să fie ruptă dacă PSD-ul decide să arunce pe scări PNL-ul. Dacă atrage de partea lui Aurolaci, care oricum sunt Buda din fundul curții PSD-ului, dacă mai face niște mișcări de uh, parlamentari și racolează parlamentari astfel încât să-și formeze o majoritate paralelă, este posibil să facă chestia asta. A, uite, verb describe us. Nu știam că ai un sondaj acolo. Acum 11 zile l-am făcut. Mă mir că nu știai, pentru că ești un urmăritor constant al canalului. E sondajul ăla vechi, de acum 11 zile. Mălin, crezi că Iohannis vrea să omoare PNL-ul ca mai târziu USR să poată să rămână singurul partid bun? <laughs> nu cred. <laughs> Nu cred. Dacă Iohannis avea astfel de sentimente față de USR, făcea treabă cu ei în guvern. Ce sens are să... Ce sens are? Nu are niciun sens să o ia pe ocolite. Avea USR un guvern. Mergea cu USR un guvern așa cum e, mergea cu el. Tomi susține că Claus are calitățile unui securist și a zis să, să alegem câțiva securiști. Nu știu dacă este așa, am votat în sondaj, nu mi-arată sondajul, zice Roberto Bravia, trebuie Roberto să ți-l arate în secțiunea de comunitate. Trebuie să mergi un pic mai jos pentru că e pus acum 11 zile și acolo pun că am o postare pe zi, o poză sau ceva. Deci postarea este mai veche. Viorel Gavil spune că PNL nu mai există. Adio PNL. Da, Viorel, sunt de acord cu tine. Partidul Național Liberal a fost ucis de către Claus Iohannis prin acest, uh, acest compromis împotriva naturii. Crezi că va exista o alianță USR și Partidului Orban? 17 parlamentari și-au dat demisia astăzi din Partidul Național Liberal, în frunte cu Ludovic Orban. Și domnul Orban a făcut următoarele declarații. PNL și-a negat întreaga istorie. O grupare a dus partidul într-o fundătură fără ieșire. A trădat definitiv toate speranțele puse în el, în partid. Vă spun clar, pentru mine PNL a murit, este adevărat în pat cu PSD. Cine și imaginează că se va putea reabilita vreodată în ochii oamenilor e un mare naiv. Și eu cred acest lucru. Cred că acest guvern Frankenstein, construit de către Klaus Johannes, prin coada de topor Florin Câțu, Cățu care a fost ales președinte al partidului, spunând că atâta timp cât ele președintele partidului nu va face nimic cu PSD-ul, oameni buni. Cred că toată daravela asta va desfința Partidul Național Liberal. Nu văd cum ar mai putea acest partid. Nu văd cum ar mai putea acest partid să mai aibă vreun viitor. Deci cred că este cred că este un capitol de proporțiile celui care a dus la desfințarea PNCCD-ului după guvernarea CDR. Dacă coaliția se va rupe, cred că se va rupe în momentul în care PSD-ul, care PSD-ul este foarte parșiv, eu am vorbit despre asta, psd -știi sunt ca aia care fac alba neagră pe podul Londrei. Iohannis este un mare naiv dacă își imaginează că ceva bun poate să iasă din asta. Probabil că PSD-ul va sta acum și va începe să adune parlamentari, să racoleze parlamentari. Și în momentul în care va putea să facă o majoritate parlamentară pe care să o controleze ei direct, probabil că vor arunca pe scări PNL-ul, anul 2024 va fi foarte periculos. Am explicat asta și în materialele de ieri, și în live, și în materialul reportajul filmat de la Cotroceni. Vă invit să vă uitați la el. Am explicat acest lucru și anume faptul că. Mă doare spatele și am aici o pernă de aia specială pe scam ca să stau mai bine. Am explicat că președintele Klaus Iohannis, dacă va funcționa rotativa pe care ei și-au luat-o ca angajament, președintele Klaus Iohannis a predat cheile alegerilor din 2024 către, către PSD-ști. Ceea ce este extrem de grav, oameni buni. Extrem, extrem de grav. Da, mă uitam la lumină. Nu-mi place deloc cum arată lumina asta, nu este o lumină așa de bună cum era lumina cealaltă. Ia să vedem dacă o sting de tot. O, e mai bine așa, stinsă de tot? Da. Raluca Turcan a rămas pe din afară. Mălin, mereu mi-a pus o întrebare. Dacă tot vrei să fur, de ce nu fur de la o țară bogată, nu săracă? Nu știu. Dacă furi în continuu, țara nu are cum să devină bogată dacă o fur câte săracă. Crezi că voturile primite de PNL se vor redistribui către USR, PDU și PMP la următoarele alegeri? Este posibil. Eu unul nu cred că partidul lui Orban va avea succes. E posibil să se ducă în acea direcție. Depinde, depinde, depinde. Ioana Claudia spune că Aur este cel mai toxic partid. Da, așa este. Aur este Buda din fundul curții PSD-ului a postat Caramitru acum vreo săptămână, are ce în sens, sens ce a scris, zice Anca pe Președinții care au desfințat partide, Sapu Emil Constantinescu, PNCCD, Băsescu a desfințat PDL și Iohannis PNL. Da, așa este. Este foarte interesant cum și-au ucis toți președinții, partidele care au făcut președinți. Este foarte interesant, oameni buni. Ce știi să ne spui despre primarul Timișoare? Este bun? e complicat să faci o analiză în administrația locală a unui primar care vine nou. Cred că trebuie să mai așteptăm puțin, sunt foarte mari probleme acolo. Pe zona de termoficare, ca și în București, a fost lăsat un dezastru. O să fac o analiză, dar încă e prea devreme să fac o astfel de analiză. Alexandru Sasu. Mulțumesc frumos pentru supercet. Eu de la ultimile alegeri nu aveam nicio încredere în PNL. Speranța mai era în USR, deși fac și ei chestii dubioase, cum ar fi Mircea Toma. Da, da, da. Chestia cu Mircea Toma e infinit mai puțin dubioasă decât ce au făcut peneliștii, da? Decât, nu știu, Cătălin Predoiu la Ministerul Justiției. Păi de cap, meu. Crezi că partidul lui Orban va deveni o variantă de vot? Nu știu. Decard IT, YouTube, bănuiesc că inițiale de acolo vin trebuie să vedem ce o să facă. La fel cum nu pot să spun dacă USR-ul va fi o opțiune bună de vot în 2024. În primul rând, nu știm dacă nu vom avea anticipate. În al doilea rând, depinde de ei, de ce fac ei. Deci trebuie să vedem până la momentul alegerilor ce vor fi făcut ei și atunci vom ști dacă sunt o opțiune bună sau nu. Ce păreau aliații din Parlamentul European despre Iohannis? Nu știu, oameni buni, vă dați seama. Pot să vorbești despre Constantinescu. Ce să vorbim despre Constantinescu? Este un defunct politic. Lumea și-a pus foarte multe speranțe în el, așa cum și-a pus și în Claus Iohannis. Și după primul mandat, la finalul primului mandat, a declarat la Timișoara, la Opera Română, eu eram acolo, eram director la societatea Timișoara în acel moment, că sistemul a învins și n-a mai candidat. Ulterior, Emil Constantinescu a eșuat pe la televiziunea Antena 3 și a devenit un fel de mini-propagandist al USL 1.0. Alianța făcută de infractorul Dan Voiculescu între Victor Ponta și Crina Antonescu. Dacă pleacă mulți parlamentari PNL la alții, asta nu înseamnă că pierzi majoritatea? Poate să însemne, dar nu vor pleca suficient de mulți. PSD-ul și parlamentarii PNL care rămân plusul de mere vor avea o majoritate foarte stabilă. Foarte, foarte, foarte stabilă. Claus de Pompadur a decretat după mine potopul, da? PSD deja i-a atras de partea lor pe UDMR, da? Normal. O părere despre ușor, dar este exact aceeași poveste ca și la Timișoara. La București lucrurile sunt chiar mult mai grave. Dezastru, totuși, Timișoara a fost sub robul, nu a fost dezastruos administrată, principala problemă cu robul este că o luase razna cu cultul personalității, cu o grămadă de lucruri, plus că avea dosar penal și oamenii au vrut să fie timișoreni fără penale în funcții publice. Robul e trimis în judecată pentru niște afaceri cu case, cu clanurile alea de baștani. Sigur, el a semnat ca prostul, ca fraierul, a nimerit în chestia asta aiurea. Am explicat. Pe canalul meu de YouTube explicația, nu vreau să reiau toată această explicație. Dar Robu nu a fost niciun primar genial. Dar n-a fost niciun primar atât de catastrofal cum a fost Gabriela Firea. Deci, Nicușor Dan a preluat, totuși, Frița a preluat un oraș relativ ok, da? Dar uh, Nicușor Dan a preluat o catastrofă aici în București, o catastrofă, oameni buni, un dezastru, un dezastru, oameni buni. Și e foarte greu, e foarte greu și eu vă spun pentru că, așa cum știți, Mulți dintre cei care mă urmăriți, cei care ați venit mai recent, eu sunt din 1994 jurnalist. 94-95. Și în 94 am terminat liceu, după ce am terminat liceu, m-am angajat la televiziunea locală și în 95 mi-a făcut carte de muncă. De-aia zic 94-95, că dacă luăm perioada de probă sau nu, în calcul. Și sunt vreo 26-27 de ani de presă la Timișoara, unde am lucrat foarte mult timp ca reporter, am fost reporter pe administrație. Cred că vreo 8 ani de zile. Și mergeam la primărie și cunosc administrația locală, ce înseamnă. Și vă spun că e foarte complicat. E foarte complicat și după numai un an de zile nu poți trage linie și nu poți veni cu verdicte. Din acest motiv și mandatele primarilor au patru ani, dragi prieteni. E un motiv pentru care alegerile nu se fac în fiecare an. Pentru că nu poate să facă primarul. Mă scuzați. Mi se duce scaunul în jos de când stau pe el. Nu poate să facă primarul într-un an de zile mare lucru. De aia alegerile se fac la patru ani, inclusiv la primărie. Nicușor, Dana a preluat un dezastru, oameni buni. Un dezastru. Și o să mai aibă de făcut curățenie încă mult timp. Încă mult timp, dragi prieteni. Cineva zice că și Bogdan s-a la fund. Nu s-a dat la fund. și Bogdan e pe prim planul celei politice cu această mizerie a fost, cu această mizerie a noului USL. Stați așa să trec pe cealaltă fereastră pentru că am văzut că postez pe grupul PDU, postez pe grupul Diaspora Europeană, ce ne pot spune despre ei. Sunt nou pe grupul lor, dar până acum îmi prezint, îmi prezint o opțiune bună. Nu au participat la alegeri. Partidul Diaspora unită este format din grupul civic Diaspora Europeană, grup civic care a sprijinit toate deplasările mele în diaspora Au fost niște oameni foarte corecți față de mine și din cât am putut să le urmăresc activitatea în ultima perioadă Fiind o perioadă de criză politică vă mărturisesc că nu am putut să mă uit, am stat cu ochii pe PSD, pe PNL, pe Iohannis, pe Guvern n-am putut să mă duc mai jos și să văd foarte multe alte lucruri. Din ce îi urmăresc eu, au o poziție corectă. Sunt pro-justiție, sunt categoric pro-NATO și pro-Uniunea Europeană, deci mi se pare că au o poziție corectă. Nu sunt o mizerie cum este aur. Cineva mă întreabă de colaborare cu recorder. Ce să caut eu să colaborez cu oamenii cartelului Mafia Media? pe canalul meu de YouTube găsești un playlist despre recorder unde o să vezi cine e patronul, cum a lucrat el cu Burci, Burci e trimis în judecată. Mulțumesc frumos doamna Adriana pentru supercet. Burci e trimis în judecată alături de Liviu Dragnea, Răzvan Ionescu, patronul principal de la recorder, a fost omul lui Burci. Acolo lucrează oameni de la Antena 3 care au fost subalternii europarlamentarei PSD Carmen Avram, mercenar de presă. Deci este o cârtiță de presă și sunt mercenar de presă. Am explicat aceste lucruri. Șracul pe canalul meu de YouTube sunt toate aceste explicații. Nu vreau să mai revin pentru că probabil dintre cei peste 1300 care vă uitați la mine, probabil cu 1250 știți povestea și nu vreau să-i plictisesc pe acești oameni. Pentru oricine are orice fel de neclarități legate de Recorder și poziția mea față de ei, vă invit să vă uitați pe canalul meu de YouTube. Am un playlist cu Recorder. Cristian Deaconescu a spus că România trebuie să revină la monarhia constituțională. Da, poate fi o idee. Iliodor Olaru, m-am uitat la filmul Insider, un film extraordinar, l-am trimis la alți prieteni, un film făcut foarte bine, o revelație pentru mine. Mulțumesc pentru re recomandare, mă bucur foarte mult este filmul meu preferat, este filmul care mă inspiră pe mine atunci când simt că mă simt ca soldatul japonez sau ca Don Quixote luptând cu morile de vânt, mă mai uit a mia oară la The Insider și îmi regăsesc toată energia de care am nevoie ca să continui ceea ce am început. Ce carte recomand despre politică? Este foarte complicat. Vă recomand foarte important, dacă vreți să înțelegeți ce se întâmplă cu România actuală, Vă recomand să citiți cărțile lui Ioan Mihai Pacepa. Vă recomand să citiți Cartea dragului meu turnător de Gabriel Licianu, Caiet de ricoșat gânduri, sunt cărți care pot ajuta pe oricine să se lămurească cu privire la inclusiv la situația politică. Domnul Mălin, eu o să vă cer opinia înainte de a intra în partid și dacă am vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru încredere. Ioana Constantin și a dat demisia din PMP. Crezi că România va deveni o replică parlamentară? Întreabă Robert. Asta am înțeles că vor să facă psd ar fi o foarte mare greșeală. România ar trebui președintele să fie ales direct de către oameni. Este foarte important ca românii, cetățenii, să aibă dreptul de a-și alege președintele. Direct. E foarte important. Discutați un pic și despre situația geopolitică. Cum apare România în contextul în care Ucraina spune că va fi atacată de ruși în ianuarie februarie? Circulă aceste informații și România nu are nicio șansă în fața Rusiei dacă nu este susținută și dacă nu România rezistă și are oarecare protecție datorită faptului că suntem țară membră NATO și țară membra a Uniunii Europene. Rusia derulează un plan bazat pe doctrina politică construită de Alexander Dugin, ideologul lui Putin, Alexander Dugin a venit în România, s-a întâlnit cu Adrian Stase. s-a întâlnit cu colonelul Dogaru, cu o grămadă de alte personaje, a venit la invitația lui Călin Georgescu, care e propus prim-ministru aur. Ca să înțelegeți. Pe canalul meu de YouTube este un playlist despre aur, sunt vreo 300 și ceva de materiale. Cine n-a văzut se poate lămuri. Rusia încearcă să destabilizeze România și sunt forțe politice în România care au legătură cu Rusia, cum este Partidul Aur și alte partidulețe satelit, care fac tot posibilul și care au ca misiune, au ca task de la Moscova să provoace roexit. Cât timp suntem în NATO și în Uniunea Europeană, e mai greu. Sigur, Rusia poate să ne atace în diverse operațiuni hibride, poate să facă dezinformare, poate să provoace isterie, cum este isteria ca vid, poate să provoace în Parlament fel și fel de anomalii, cum este anomalia aur, rusofila aur, dar mai mult nu poate să facă. Treaba este că în 2024, în urma deciziei domnului președinte Klaus Iohannis, alegerile vor fi organizate de PSD. PSD este Partidul fondat de Ion omul trimis de Moscova în 89 să-l asasineze pe Nicolae Ceaușescu. De asta vă spun că este foarte, foarte complicat. Alex Fota zice că rușii au tras cu rachete într-un satelit și riscăm să rămânem fără internet. Să nu exagerăm, totuși nu era un satelit de comunicație, era un satelit vechi. Sigur, există sub uh, temerea că resturile care plutesc în spațiu ar putea să afecteze sateliții de comunicații, dar din câte știu eu, internetul e pe bază de cablu. Lumea e pe bază de cabluri legate. Există cabluri transatlantice și. Deci, chiar dacă ar fi o perturbare a activității comunicațiilor prin satelit, nu cred că rămânem fără internet. Să nu exagerăm. Profesor cu șase case USR, așa, Rusia este foarte agresivă, mi se face pe de găină, nu înțeleg pe cei care vor o exist, sunt de neam, de cardit, pentru că se face multă propagandă și sunt mulți hăbăuci care pică în această, în această capcană. Aveți vreo relație cu domnul Sabin German? <laughs> nu avem nicio relație. Eu îl cunosc, am fost cu soția lui Sabin German, Dana German, o jurnalistă extraordinară și un om extraordinar. Eu de atunci l-am cunoscut prin 2000, în perioada 2008-2010-2011, Mie de atunci mi-au rămas în memorie ca a fi niște oameni cinstiți, niște oameni ok. În rest, nu avem niciun fel de relație, n-am vorbit, nu ținem legătura. Înțeleg din comentariile dumneavoastră că avem un public, un public comun, ceea ce mă bucură foarte mult că există și alți jurnaliști care pornesc pe acest drum al jurnalismului independent. Nicio alianță politică n-a durat mai mult de un an. Nu PSD va organiza alegerile. Dar cine crește fan că o să organizeze alegerile? Cine are majoritatea în Parlament? Cine controlează guvernul? USL 2.0 nu va rezista până în 2024, pun pariu, o să vedem. Și din catastrofa aceasta se întărește opțiunea în 2024 pentru USR plus fiind singura alegere justă. Da, teoretic, Florii Rădulescu, practic va trebui să ne și mobilizăm la vot. Dacă lumea nu se mobilizează la vot și tot ceea ce a făcut Claus Iohannis. A dezamăgit foarte mult, foarte, foarte mult și probabil mulți oameni, nu probabil, sigur, pentru că eu văd acești oameni care îmi scriu că nu mai vor să meargă la vot și că sunt dezamăgiți și că nu o să mai voteze. Asta este o chestiune extrem de gravă, dragi prieteni. Bun, suntem pe finalul Q&A-ului de astăzi. S-ar putea face regionalizare prin această majoritate, întreabă Robert Răcală. Se pot face multe cu această majoritate. Problema e că nu se va face în interes public. Asta este o majoritate profund toxică, este o majoritate coruptă. Vă dați seama, secretar general al guvernului este un infractor. Sorin Grindeanu, autorul ordonanței 13, este vicepremier. Majoritatea asta, dacă va face ceva, orice ar face, modificarea Constituției, regionalizare, o va face în interesul grupărilor de corupție care sunt în spatele liderilor acestei majorități. Deci nu au cum să n-au cum să facă ceva bun, oameni buni. N-au cum să facă ceva bun. Stați că nu, că mai avem. Vreau să vă vorbesc despre cârtițele civice. Despre Mihai Cristian Dide, care a fost arestat de către tribunalul Iași. Știrea este de pe G4 Media. Protestatarul Cristian Mihai Dide a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a trimis două colete cu droguri la Dicot. A fost inițial reținut 24 de ore. Vreau să lămuresc Este asta pentru că foarte multă lume m-a întrebat ce părere am, întrucât într-un anumit moment al maratonului civic rezist, eu fiind jurnalist independent și relatând de la protestele rezist, unde se întâmplau lucruri și erau personaje am făcut interviuri cu Dide. Până când mi-am dat seama ce hram poartă Dide și atunci am luat distanță. Și ulterior am ajuns să fi și fiu în 2019 agresat de către cumnata lui Dide, cumnatul lui Dide, Eveline, partenera lui Dide. M-au înjurat pe Facebook, m-au făcut în toate felurile. Da? Mai mult decât atât, Dide a făcut o campanie despre care am aflat datorită faptului că mai sunt și oameni cinstiți prin diaspora. Constantin Troncotă este un astfel de om din Germania, căruia îi mulțumesc și acum, care a fost foarte onest și a spus public că de l-a contactat pe el și pe alți oameni la care eu mergeam în diaspora, cărora le-a spus că să facă cu Dide împreună o asociere, că Dide le va plăti bani, bani de cazare, bani de drumuri, le va da diverse avantaje pentru ca ei împreună să facă un grup din ăsta care să se ocupe să-l discrediteze pe Mălimbot. În momentul în care Constantin Troncotă mi-a spus aceste lucruri, eu deja aveam senzorul roșu aprins în cazul lui Dide. Este adevărat, eu când m-am întâlnit cu acești oameni în piață, Dide. Sândel Matei, Angelica Șerban, altă cârtiță civică, George Simion, când m-am întâlnit cu el, când candida independent, eu nu știam ce hram poartă oamenii ăștia. Și la început, eu fiind de bună credință, am considerat că ei sunt de bună credință și le-am prezentat activitatea. Până când ei au făcut diverse lucruri care pe mine m-au pus pe gânduri. De exemplu, în cazul lui George Simion, becul roșu de pe bord, folosesc niște metafore, dacă vreți, niște comparații, niște figuri de stil, da? încerc să fac niște exemple comune, astfel încât să fiu înțeles de absolut toată lumea. Bănuiesc că toată lumea are permis de conducere sau merge cu o mașină și știe ce înseamnă când se aprinde un bec roșu pe bord. Că e, nu știu, becul de ulei, că e becul check engine, doamne ferește, la cel mai nasol. Că ai uitat să lași frâna de mână jos și ai aprins becul roșu cu semnul exclamării de la frâna de mână, deci știi ce înseamnă asta. Becul roșu cu George Simion mi s-a aprins în momentul în care George Simion a făcut incitarea la ură etnică de pe Valea Uzului. Atunci a zis, bă, what? ce face ăsta? Face ură etnică? Și am și făcut un material pe această temă atunci. Și de atunci am avut semne de întrebare în legătură cu el. În 20 mai 2020, când George Simion a apărut în piața Victoriei la tâlhăria civică, pusă la cale de Tudorache, a apărut alături de Lazarus, de Cerva și Panorama aia care prestează servicii pe site-ul XXX Lovin și alte vuvuzele ale pesediștilor, împreună cu propagandiștii Rusiei, atunci am înțeles că e ceva foarte periculos. Aurul ăsta în care George Simion s-a băgat. Da? Și am explicat oamenilor. Care a fost momentul când mi s-a apărut, a prins becul roșu la Dide? A fost o acțiune, dragi prieteni, vă zic exact și data. Pe lângă multe alte lucruri care nu mi-au plăcut, dide tot timpul făcea acțiuni din astea anormale care puneau o lumină proastă protestul rezist, se urca prin copaci s-a legat de guvern cu cătușe și a jucat teatru, că chipurile vrea să-și dea foc. Făcea niște chestii în astea care erau destul de exagerate și care atrăgeau foarte multă imagine negativă, ca și Sandel Matei, care a lovit, știți, a lovit un bătrân, a și fost condamnat penal pentru astea infracturi. Și până la un punct l-am prezentat, după care mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce face el, exagerările astea ale lui, sunt în defavoarea cauzei noastre. Și atunci, inițial, până când mi s-a aprins becul roșu, am ales să nu mai mediatizez acele acțiuni exagerate și urâte, dar nici nu m-am distanțat de dide, considerând că bă, poate e de bună credință, dar e exaltat, nu știe ce face. Am încercat să explic, am văzut că nu te poți înțelege, că nu nu m-am băgat. Fiecare cu treaba lui. Eu sunt un om foarte, nu știu dacă ați observat, eu sunt un om foarte nu mă bag în treaba altuia. Eu nu m-ați auzit pe mine să spun cuiva că ar trebui să facă trufel sau un alt fel, sau să vreau să controlez pe cineva. Eu îmi văd de treaba mea, îmi fac munca mea. Ce face altcineva, treaba lui, problema lui. Dacă pot să ajut, ajut. Dacă mi se pare dubios ce face, mă retrag ușor. Dar nu m-am luat de el, că am zis, bă, poate e de bună credință. Ce s-a întâmplat însă, dragii mei, în februarie 2019? A fost momentul în care mi s-a aprins becul roșu, ca la George Simion. Și atunci am zis, bă, e rău, ăsta e ceva, nu e ok cu băiatul ăsta. Da? În februarie 2019, Dide s-a dus la Ministerul Justiției și a aruncat, a mâzgălit Ministerul Justiției cu ketchup. Chestia asta s-a petrecut, dragii mei, undeva către seară. În februarie, în iarnă, se întunecă mai devreme. După două ore, Carmen Dan a fost la România TV și a spus, domne, e foarte grav ce se întâmplă, trebuie să modificăm legea privind protestele și avem un proiect de lege pregătit. Uite ce a fost și la Ministerul de Justiție, că se aruncă cu ketchup, că nu știu ce, trebuie să dăm acest proiect de lege. Toată propaganda cartelului Mafia Media a folosit acțiunea lui Dide pentru a promova acest proiect de lege, pe care numărul 1 N-avea cum Carmen Dan să-l facă în două ore de când Dide a dat cu ketchup, deci era o chestie pregătită din timp. Și Dide n-avea cum să se sincronizeze cu Carmen Dan și cu propaganda media în momentul anunțării proiectului de lege dacă n-avea vreo legătură cu ei. El a fost momentul în care mi-am dat seama că e imposibil să fie o coincidență. Și de atunci am început să-l urmăresc. Și am constatat că în mod constant, dacă vă uitați pe site-uri ale cartelului Mafia Media, cum e site-ul Știri pe Surse sau DC News, care aparține lui Bogdan Chiriac, o să vedeți cât de mediatizat a fost acest individ. Și atunci mi-am dat seama că ceva e în neregulă cu ei. Și conflictul a izbucnit deschis în 10 august 2019, când Tony Tomescu de la Londra își asumase organizarea unei manifestații legală, cu protocol, cu jandarmeria, cu scenă, cu tot, și Dide a venit cu o mașină în piața Victoriei ca să facă scandal. S-a urcat cu lanțuri pe mașina jandarmeriei, a făcut un circ întreg. Și când l-am întrebat de ce face acest scandal, atunci neamurile lui au sărit pe mine, m-au agresat. Totul este filmat, tot ce vă spun e pe canalul meu de YouTube. Și atunci mi-am dat seama că ceva e dubios cu acest băiat. Și, mă rog, am mai avut câteva momente în care am explicat publicului cei cu el, dar după aia nu am mai pierdut vremea că Vă dați seama, am mult mai multe lucruri mai bune de făcut. Cu privire la arestarea lui, vă spun, dragii mei, că dacă era o simplă chestie, o iau așa cumva de la coadă către capă, da? Deci dacă era o simplă chestie, domne, că a vrut să facă el o acțiune civică, nu l-a arestat judecătorul. Deci dacă e arestat preventiv, oameni buni, e mult mai mult decât atât. De altfel, dacă citiți știrile, veți vedea că au avut loc percheziții. El a fost reținut și au avut loc percheziții. Deci probabil că la el s-au găsit acasă în urma acestor percheziții, că altfel nu l-a preventiv, da? Instanța. Dacă era vorba numai de atât, de ce zice acum el, Marian Răduna și alte personaje din astea destul de problematice de prin piața Victorie? Care până la un punct mi s-au părut că fac ceva și după aia mi-am dat seama că, totuși, e ușor anormal activitatea lor. Deci, dacă ar fi fost numai chestia cu domne, luptătorul pentru legalizarea drogurilor, a cumpărat droguri și le-a trimis la Dicot ca să arate cât de ușor se cumpără droguri, nu cred că l-ar fi arestat preventiv, dacă nu i-ar fi găsit nimic acasă. Faptul că l-au arestat preventiv, eu de aia m-am abținut să vorbesc până când văd dacă l-arestează preventiv sau nu. Și vin la situația, dragii mei ce părai despre Claudiu Pândaru. Relativ ok, este ok și la un moment dat m-a și sunat, am avut o discuție cu el. Și vin la discuția de bază. Justificarea, că am văzut că au făcut și hashtag. Free Dide. De parcă ar fi arestat pentru delic de opinie. Mai rămâne să spună că e deținut politic. Deci, oameni buni, fapta de a cumpăra substanțe interzise, că e vorba de droguri, că e vorba de o travă, că e vorba de explozibil, că e vorba de, nu știu, ce vreți dumneavoastră, fapta de a cumpăra substanțe interzise este ilegală, este infracțiune. Fapta de a deține substanțe interzise este infracțiune. Fapta de a trimite mai departe se cheamă trafic. Este irelevant ce motiv spui tu. E irelevant, oameni buni. Este ca și cum eu a spune acum, domne, Vreau să atrag atenția asupra faptului că poliția rutieră nu e capabilă să prindă bețivanii la volan. Și aș lua o sticlă de whisky împreună cu dumneavoastră, aș bea jumătate de sticlă de whisky, m-aș urca în mașină și aș conduce prin București. Și la urmă m-aș opri la sediul poliției rutiere. Și aș bate la ușă și aș spune, domne, sunt jurnalistul Mălimbot și am făcut un experiment social și am condus beat ca să văd dacă poliția rutieră e eficientă. Și poliția rutieră nu m-a oprit. l am pune fiul în bot, îmi face dosar penal. Dacă alcoolemia e mare, sunt infractor. E irelevant, oameni buni. Deci nu vă supărați. Trebuie să fii complet cretin să faci așa ceva. Da? E total irelevant. Nu are nicio legătură, nu are nicio justificare. Nu are nicio justificare, oameni buni. Am călcat legea. A achiziționat a băgat în țară, a deținut, a dat mai departe substanțe interzise. Și l-au arestat preventiv. Poate că aceste activități explică mașinile alea scumpe, că la un moment dat l-au filmat și site-urile tabloide. Era cum un Porsche pe la mare, pe la o plajă de asta, ci că plaja milionarilor, unde merg ăștia toți mecherii de la Mamaia. Eu nu cunosc locurile astea, că eu, eu nu merg în cluburi, și când merg la mare, merg în vamă. În vama veche. Merg acolo, îmi caut pe Booking cazor, mai sunt niște locuri unde mai merg eu și mă duc în vamă. Am mai mers la Olimp la un moment dat, la Neptun. Dar în locuri din asta, ce găsesc și eu mai ieftin pe Booking. Mama aia nici nu mă interesează, nici nu-mi plac chestiile astea de fițe, de... Mi-e silă de mediul ăsta. Mi-e silă, deși dacă aș fi milionar, să zicem, dar prin absurd, Zic prin absurd pentru că nu mă interesează banii, pe care, de consecință, nu văd cum aș putea să devin bogat dacă nu este ăsta pentru mine un scop în viață. Că nu poți să devii bogat fără voia ta. Devi ceea ce vrei să devii pentru că îți dorești să faci ceva. Și reușești sau nu reușești. Dar dacă nu îți dorești, n-ai cum să fii bogat. N-am cum, n-am pe cine să moștenesc. Dar să zicem prin absurd, da? Prin absurd să zicem că aș fi Elon Musk al României. Nu m-ar interesa să mă duc în cluburile astea din București, mi-e o scârbă de ei. Mi-o scârbă de ei, oameni buni, nu vă imaginați de toată ce reprezintă fauna asta, da? Ce vedeți prin herăstrău pe acolo, sunt niște terase, niște restaurante, pe... în București, pe... Este un bulevar, nu știu acum unde. Se duc toți ăștia pe care îi vedeți prin tabloide, da? Mi-e silă de lumea asta. Deci mi-e silă de lumea asta. De ce? Pentru că eu știu ca jurnalist de investigație, oameni buni. Că lumea asta în România a oamenilor cu bani, sigur, nu sunt toți la fel. Dar ăia, dintre ăia care au bani, ăia care se duc și sparg în cluburi de fițe cu șampanie, cu 5.000 de euro și mai știu eu ce nebuni, ăia sunt fix. Mafia, hidra, securistă, comunistă, corupții, șpăgarii, ăia care fac trafic de persoane, de droguri, deci și reprezintă tot ce are mai rău această societate. Și mie mi-e scârbă de ei vă spun foarte deschis și foarte sincer, milionar dacă aș fi, nu m-ar interesa, tot în vamă m-aș duce. Tot în vamă m-aș duce. Nu mai mi-e scârbă, efectiv, de oameni mi-e silă. Mi-e silă, deci ieșeam cu bicicleta vara, când e să mă plim prin Herăstrău și uneori dacă e weekend de seară și sunt cluburile alea de fițe. Și trec că alea trece printre restaurant și au făcut și terase pe malul lacului ce au putut să facă acolo. Și mi-e scârbă, trec cu scârbă pe acolo. Pe unii și recunosc, îi văd. Personaje de tip Andronic, Borcan mai mergea pe acolo, se trileasă cu Andronic prin Hărăstrău. Mi-e scârbă, da? Mi-e silă de ei. Pentru că știu ce reprezintă această aripa societății românești. Ei, Dide mergea acolo, el era prezent acolo. L-am mai filmat odată cu un Audi din ăsta, la un an de zile după Porsche, avea un super Audi. S-a supărat pe mine, m-au înjurat, m-au denigrat, m-au făcut în toate felurile. Și iată că acum se află că băiatul e arestat pentru probleme cu drogurile. O să vedem unde va ajunge treaba asta. Bineînțeles că Antena 3 a mințit și a prezentat pe Dide ca fiind liderul Rezi și nu știu ca să ne discrediteze. Dide este o persoană care a avut o activitate ieșită din comun, dar n-a fost lider. Maratonul Civic rezist n-a avut niciun lider. S-au mai crezut unii lider. Corupția ucide și alții. N-a avut așa ceva. Maratonul civic rezist a fost o uh, izbucnire a conștiinței individuale a fiecarei persoane care a fost în stradă. Și fiecare om care a ieșit în stradă a ieșit datorită deciziei luată în propria lui conștiință. A, care am fost pe lângă voci. Da, au fost voci ale maratonului civic rezist. Dar n-au fost lideri. Deci ordinăria asta, mizeria asta pe care o face România TV și Antena 3, este o manipulare absolut ordinară, oameni buni. Mizerabilă. Mizerabilă. Da? Deci, asta este povestea cu DIDE. Faptul că a cumpărat droguri, că le-a introdus în țară, că le-a trimis la DICOT, nu-l face cu nimic diferit, poate să zic că el ce vrea. Din punct de vedere legal, dovadă că l-au arestat. Dacă nu, dacă legea. Și moralitatea oamenilor. Păi zice legea să nu te urci bea la volan. nu te urci. Ce contează ce vrăjel bagi tu acolo? Domne, m-am urcat biat că am vrut să fac o acțiune civică. Prietene, te-ai urcat bea la volan, n-ai voie. Punct. Am furat o mașină, discutam astăzi cu un bun prieten avocat, pe chestiuni legale, că nici eu nu știu pe chestia asta cu droguri, nu știam ce instanță îi judecă arestarea preventivă. Mi-a explicat tribunalul Iași. Credeam că e la judecătorie. Și zicea micul meu avocat, pe păi cum să invoci așa ceva? Adică e ca și cum furi o mașină, da? Sau spargi o vitrina unui magazin și furi un telefon și zici, domne, am testat. Nu există așa ceva. Fapta e faptă. Fapta este faptă, oameni buni. M-am uitat pe pagina lui de Facebook, am văzut că îl promovează pe George Simion. George Simion, știți că Partidul Aur purtătorul de cuvânt al Partidului Aur a fost prins încercând să bage droguri la Senatul României. <laughs> Cine știe ce o fi aici în spate, oameni buni? Cine știe ce o fi aici în spate? Cine știe ce o fi? Mai departe. Din câte știu eu, zice Levis, Mario Mocan a promovat cel mai mult maratonul rezist. Mario Mocan și grupul de la Luton, de la Londra, Luton e lângă Londra, ei au fost organizatorii protestului din 10 august. Datorită lor a existat cel mai mare episod al Maratonului Civic Rezist, protestul din 10 august Pe canalul meu de YouTube găsiți interviu înainte de 10 august, am fost la Luton, am fost la Londra, atunci l-am cunoscut prima oară pe Mario Mocan, am făcut interviu cu el Ei au fost cei care au făcut cel mai mare protest din seria Maratonului Civic Rezist Asta este cu Toarășul Dide am văzut că se face o mișcare din asta. Eu cred că orice om care este cu mintea la el n-ar trebui să se ralieze la așa ceva. Nu este o întâmplare că în această mișcare se implică altă cârtiță civică, infractorul Sandel Matei. V-am vorbit despre George Simion, momentul în care s-a aprins becul roșu. V-am vorbit despre Dide, momentul în care s-a aprins becul roșu când a făcut chestia aia care a fost perfect sincronizată cu campania de comunicare pregătită de Carmen Dan pentru proiectul lor de lege, care ar fi trebuit să îngrădească drepturi civile. E imposibil ca așa ceva să se sincronizeze ca un produs al haosului. N-are cum. N-are cum, oameni buni. Da? Cu Sândel Matei, momentul în care mi s-a aprins becul roșu a fost după ce l-a agresat pe acel bătrân în piața Victorii. În momentul în care el a provocat, știți cu toții, la târgul de Crăciun, cred că din 2017 sau 2018, nu mai rețin exact, E pe canalul meu de YouTube toată povestea. Sândel Matei l-a lovit în față cu pumnul pe un pensionar, Alexandru Tiurbe. El a susținut în fața mea la momentul respectiv, când l-am întrebat ce s-a întâmplat, că ar fi fost lovit el primul. Și l-am și pus să explice video și am postat materialul. Eu am realizat atunci că acea știre va distruge enorm credibilitatea maratonului civic rezist, și că toate televiziunile mafioților ne vor prezenta pe lângă faptul că domne ăștia sunt niște drogați și iată Dide oferă acum confirmarea pentru asta. Eu vă spun că oamenii care au ieșit în piață n-au ieșit pentru Dide și mulți dintre ei nu au avut nicio treabă cu Dide, deci nu sunt drogați oamenii care au ieșit în piață, dar Dide e exemplu concret perfect prin care acum se validează această mizerie. Da? Și a doua mizerie era cu violențele. Și au făcut mai multe ticăloșii. Și atunci am realizat când a făcut Sandel Matei chestia asta și i-am spus, i-am explicat lui Sandel Matei, care, mă rog, eu l-am băgat în seamă și l-am promovat cumva din milă, pentru că este un om destul de amărât, de amărât așa. E mai greu. Da, eu m-am gândit că poate e de bună credință. Și, na, eu eram un om în vultoarea evenimentelor, nu aveam posibilitate să eu mă ocupam de dragnea, de chestii mari. Nu puteam să verific fiecare om care apărea în piața victoriei. N-aveai cum să faci chestia asta. Că eu nu sunt nici serviciu secret, nici procuratură, nici firmă de detectivi privați. Eu cine venea lângă mine, pentru că mult, cea mai multă lume mă urmărea pe mine, cine venea lângă mine și spunea că vrea să susțină cauza, pentru mine era binevenit. Și pe măsură ce făcea lucruri, eu observam. Și observam și observam și în momente cheie îmi puneam întrebări. Și atunci mă distanțam de ei când mi se aprindea beculețul, când mi s-a aprins beculețul la Sândel Matei, în momentul în care a fost incidentul cu bătrânul, eu lucrând în presă foarte mulți ani, am știut ce va urma. Știam că o să-l cheme la poliție, știam că vor fi toate televiziunile, știam că este un moment în care credibilitatea întregului maraton civic grezis depinde de atitudinea lui Sândel Matei, că el va fi în față, el va fi prezentat. Dacă va putea să aibă o atitudine decentă în această poveste, prejudiciul de imagine va fi minim. Și am explicat aceste lucruri. Și m-am rugat frumos de ele. Am spus, băi, Sandel, tu nu te reprezinți pe tine aici. Ăștia te vor lega televiziunile mafioților de maratonul civic rezist. Te rog eu din suflet, comportă-te civilizat. Îmbracă-te frumos. Ca un om normal și decent. Dacă te cheamă la poliție și o să te cheme, ia o cămașă, ia un sacou pe tine. La intrare, te rog foarte frumos să spui încă o dată ce mi-ai spus și mie, că regreți că ai avut acel gest, dar că l-ai făcut în legitimă apărare, așa cum mi-ai spus mie, că așa mi-a zis el mie. Și că îți pare rău și că nu susții violența și că nimeni nu este violent dintre noi. Deci l-am rugat frumos să aibă un comportament normal, pe care dacă el era de bună credință și dacă misiunea lui nu ar fi fost tocmai aceea de a distruge din interior mișcarea civică rezist, și aveam să aflu ulterior cine și cum îl trăgea de sfori. E irelevant acum. El n-ar fi făcut ce a făcut. Și am spus în mod special, dacă antena 3 te ia deoparte, să nu dai deoparte nicio declarație. Pentru că ăștia sunt perverși. Și tu nu ai școala, inteligența, cultura necesară ca să faci față. Și te vor atrage într-o discuție ca să ne denigreze pe toți. Și am spus, zic, băi, te rog eu, da, așa fac mâine, nicio problemă. Seara deschid telefonul, văd pe antena 3. Interviu în exclusivitate. Sunt Del Matei îmbrăcat ca un boschetar, ca un golan, vorbind ca un golan și spunând, dacă aș mai avea ocazia, aș mai da încă o dată un pumn în gura acelui bătrân. E și atunci a fost ca la Dide. Atunci am înțeles, bă, nene, stai un pic, că băiatul ăsta, de fapt, ca și Dide. De fapt, ăștia l folosesc, băi, prietene, pentru planurile lor. Și din momentul respectiv am luat distanță. Și bineînțeles că și Dide a început să mă denigreze, să mă înjure, să mă facă în toate felurile. Cele mai oribile denigrări de la el au venit. Și la urmă tot el m-a dat în judecată <gântu -i> pentru răspunsurile mele de pe Facebook. Și ieri la Palatul Cotroceni arăta semne obscene. Vă rog să vă uitați la reportaj, vă invit să vă uitați. Arăta semne obscene. În fața jandarmilor. Și jandarmii nu l-au amendat, deși el a comis o contravenție de ordine publică. Uitați-vă la material. Uitați-vă la montajul de pe canalul meu de YouTube și să-mi de pe Facebook, pe pagina de Facebook și pe pagina publică, să-mi spuneți dacă omul ăsta nu e omul jandarmeriei, altfel cum să-l tolereze în felul ăsta? Dacă e o întrebare, eu îmi pun această întrebare, nu fac o afirmație. Cam asta este povestea, părere despre Călin Georgescu, Emilian Vasile, pe canalul meu de YouTube, în playlist A, aur, găsești mai multe materiale în care explic cu lux de amănunte cum este Călin Georgescu omul rușilor și cum servește intereselor Moscovei. Călin Georgescu este cel care a adus în România pe Alexander Dugin. Alexander Dugin este ideologul lui Putin, este un uh, individ care a creat doctrina pe care Putin vrea să refacă fostul URSS. Ce trusturi de presă, mă întreabă Emanuel, recomandă în Republica Moldova? Nu pot să fac astfel de recomandări pentru că nu am studiat presa din Republica Moldova și eu nu vorbesc dacă nu sunt documentat și bine informat. Deci nu pot să fac astfel de recomandări. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost pe super chat. Penalul Neacșu, ce caută în guvern? Daniel Stancio, asta spuneam și eu la începutul acestui live, nu mai revin pentru că am explicat de la început, este foarte grav. Oreste Teodorescu, ai văzut cu drogurile cum ți se pare, am văzut că are și el o problemă similară. Eu am mai spus acest lucru, pentru că discut principii, nu discut persoane ca principiu eu sunt împotriva consumului de substanțe stupefiante, indiferent ce fel de substanțe sunt ele. N-am consumat niciodată așa ceva. E adevărat, am crescut la Reșița, într-un oraș muncitoresc, când eu am fost elev și când mergeam în discoteci, în cluburi, când aveam o viață pe care dacă o ai astăzi, ajungi în contact cu drogurile, nu existau droguri. Noi nici nu știam că există așa ceva pe atunci. Nici nu știam ce e aia. Da? Ulterior, mi-am întemeiat o familie, mi-am luat un job, n-am mai fost în contact cu mediul ăsta. Și niciodată n-am fost în prezența unei persoane care să aibă așa ceva, care să-mi ofere așa ceva. Mi-am ales cu grijă anturajul. Și dacă aș fi fost la cineva și mi-ar fi oferit așa ceva, din ziua respectivă n-aș mai fi vorbit cu persoana respectivă. Deci, eu sunt total împotriva legalizării, împotriva consumului. Eu cred că reprezintă un flagel. Sunt total împotriva. Ca să fim foarte clari în legătură cu acest aspect. O părere despre Iohannis și schimbarea lui Bruscă mă întreabă tara a este de două ore. Sunt în live, o oră și 45 de minute am vorbit numai despre asta. Nu vreau să iau aceste, să reiau aceste idei pentru că ele sunt în material. Ce ai despre arma. Au fost ok. În momentul în care Darius Radu Constantin a decis să candeze independent și să rupă din voturi, voturi care s-ar fi dus la USR, am avut o mare problemă cu el foarte supărat Darius că nu i-am făcut campanie electorală așa cum s-ar fi așteptat. Eu în campanie electorală eu am spus că susțin principii, nu susțin partide și persoane. Și am prezentat principiile în baza cărora eu consider că oamenii ar trebui să voteze. Darius ar fi avut pretenția pe baza faptului că eram amici și eram într-o relație bună, am și dormit la el acasă, el a făcut melodii în care eu am apărut. El ar fi avut pretenția ca eu să amestec, cum se zice la noi în banat, E o vorbă slujba e slujbă, drujba e družbă. E luată de la sârbi. Drujba înseamnă prietenie pe sârbește. Slujba e slujbă, prietenia e prietenie. Și eu am explicat, băi Darius, eu ca jurnalist, eu trebuie să nu pot să te favorizez pe tine pentru că tu ești amicul meu. Eu nu pot. Părerea mea e că tu n-ai ce să cauți în politică. Nu ai pregătirea necesară, nu ai educație, n-ai niciun proiect. Ca independent nu o să poți să faci mare lucru. Dar eu l-am prezentat. Sigur, Darius ar fi vrut să merg la el, să fac live-uri cu el, să... Supărat că nu m-am dus la el, că n-am făcut live-uri cu el, a început să mă denigreze. Dar a început să mă denigreze într-un context în care a început să promoveze propaganda lui Tudorache din București împotriva lui Clotid Armand. Și opinia mea este că, într-un fel sau altul, au co-interesat, au ajuns la el. Nu cred că el a fost de la bun început, ca și Dide și Sandel Matei, acum cred despre Dide și Sandel Matei că de la bun început au fost băgați ca să facă porcării. Darius a fost un artist ok, dar la un moment dat cineva l-a luat și l-a băgat în chestia asta politică, după care l-a cooptat în campania de denigrare împotriva mea. Asta este povestea cu Darius de la Arma. Ce am vorbit numai despre droguri? Nu, n-am vorbit numai despre droguri. Părere veridică. Sunt un site ok, fac chestii interesante. N-am apucat însă să se studiez cu foarte mare atenție, ca și Zayafet este un canal de YouTube foarte interesant. Vă recomand să vă uitați la Zayafet. E strada Roma Protasevit sau strada Tuberozelor? Nu știu la ce te referi. Dar o să este o și acum face punctajele mafiei. Nu este doar pe bază relației cu tine. Da, cred. Cred că l-au preluat la un moment dat. El avea veniturile lui financiare, el avea o firmă prin care aducea chestii din China și când a izbucnit pandemia, bănuiesc că n-a mai putut să facă chestia asta și probabil că a ajuns în probleme financiare, a devenit vulnerabil și probabil o fi cedat. Probabil o fi cedat. Da, Maia Sandu a venit la București, s-a întâlnit cu președintele Claus Iohannis. Încă n-am văzut încă nu am văzut încă nu am văzut uh, comunicatul de presă pe această temă de la președinție. Nu știu de ce n-a venit sau a venit și nu l-am văzut eu. Dar Maia Sandu a fost la București și Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu președintele Claus Iohannis. Dar vedeți că eu am stat astăzi cu nasul numai în știrile de la Senat, unde a fost pus toarășul Câțu, de la Parlament, cu Guvernul. Și n-am apucat să acopăr această cum a furat Putin alegerile ultimul material de la ZAF? Da, e foarte important. Aveți dreptate cu drogurile, însă există anumite excepții. În unele cazuri sunt folosite în tratament depresiv. Asta este altă discuție. Asta e altă discuție. Dacă un medic sunt bolnav de cancer, am, asta e altă discuție. Deci dacă un medic spune, să zicem că eu aș fi într-o stare gravă și medicul care se ocupă de mine mi-ar spune, Mălin, îți recomand să iei această substanță. Dacă zice medic, e altă discuție. Este cu tot o altă discuție. Dacă e ceva ce se face în scop medical. Nu discut despre asta. M-am uitat la administrația prezidențială, zice Antonio, a dat cu buta în baltă. Mai știi ceva de acei protestatari zis care au fost trimiși în judecată în 10 august și la care, da, au fost condamnați. Au fost condamnați și în primă instanță unii cu executare. Și în apel, cred că li s-au ridicat executările și au rămas cu suspendare. Da, au fost condamnați și este o mare ticăloșie, este o mare mizerie. Sigur, oamenii ei au greșit. Dar ei au fost, dragii mei, ei au fost atrași în niște chestii organizate de alte persoane și organizatorii acelor chestii nu au fost deferiți justiției până în momentul de față. Am făcut materiale pe această temă și nu vreau să, să, să nu vreau să consum timpul pentru că ele sunt pe canalul meu de YouTube. Șoșoacă a venit, a fugit când a venit poliția să o amendeze. Păi de ce a fugit? Că e avocată, trebuia să știe legea. Ați văzut jandarmii când vin la mine, eu discut cu ei și le spun, legi, articolul, aia, aia, sunt atâtea filmări pe YouTube în care eu le țin lecții de jurisprudență și legislație jandarmilor. Și eu nu sunt avocat. Și se bate cu pumn din piept. Ca King Kong, da? Nu fac niciun fel de aluzie la dimensiunile doamnei și nu e frumos să ne legăm de oameni pentru dimensiunile lor. Dar așa se bate. Se bate cu pumn din piept ca Godzilla, da? <laughs> Soșoacă. Că eu e avocată, că ea luptă pentru drepturile omului împotriva tractorului. Păi dacă ea este așa o mare avocată, de ce n-a stat acolo să-i explice polițistului cum e cu legea? Că eu le-am dat la jandarm la lecții de lege, de-mă doare gâtul câte lecții le-am dat. Doamna Șoșoacă, de ce a fugit? De ce a fugit doamna Șoșoacă? Și ce n-am mai prins-o? Că nu-i frumos, dar e amuzant, zice cineva, dar și podcastul I de LCC ce vrea să spui. interesantă, are multe materiale video. Nu știu de ce YouTube după unele materiale mi recomandă pe George și uneori rămâne să meargă. Și am văzut multe interviuri foarte interesante. Mă uit la el când am timp, dar nu prea am timp. Asta este problema. Este o chestiune legată de George Buhnici. Nu știu, are un ton al vocii și o atitudine foarte, foarte calme, foarte mișto. Și uneori, independent de ce spune el acolo, m-am uitat de exemplu la un material despre ce este mai avantajos să-ți cumperi o mașină pe benzină, o mașină hibridă sau o mașină electrică. Făceau o comparație între BMW, cred că Toyota și Tesla. Și cât te costă de fapt mașina inițial și cât te costă după aceea întreținerea și toată povestea. Eu nu sunt mare pasionat de mașini, eu am un Sanderuț, mă bucur de el, am făcut 350.000 de kilometri, sper să mă mai țină încă 500.000. Am mers cu cineva cu un taximetrist, era, e adevărat, era Logan, dar tot cu motor de 1.6 pe benzină ca al meu, avea un milion de kilometri. Eu sper să pot să duc Sanderuțul la un milion de kilometri. Și eu sunt mulțumit. Nu sunt pasionat de mașini. Dar am lăsat video-ul ăla să curgă după un alt material de pe YouTube, că pur și simplu tonul vocii lui George și modul în care explica așa foarte calm, frumos, așa, deci era foarte liniștitor, foarte calm, da? Este un bun tratament pentru stres, indiferent ce se întâmplă acolo, dar pe lângă asta, să știți că are un conținut interesant, are un conținut mișto. Cred că nu a mai fugit și o șoacă din școala generală, o fi slăbit și de chil, zice cineva. Păi da, sunteți sigur că a fugit? Eu nu cred că a fugit doamna Șoșoacă, mă îndoiesc. Dacă mai asam doar candidat la noi, ai vota-o. Da, aș vota-o. Au mai fost schimbat numele străzii de pe ambasada Belarusului din Tuberosei. A, ah, Roman Protasovici, da, acum am adus aminte. Nu cred, nu cred, nu știu. Oameni buni am fost în patru țări într-o jumătate. Polonia, UK, Irlanda, Austria, majoritatea respectau recomandările autorităților. România e pe dos. Da, România este pe dos pentru că are această mizerie politică numită șoșoacă, are această mizerie numită aur în Parlament. În o țară nu o să vedeți Există și acolo hăbăuci, există și acolo propaganda Rusiei și operațiuni de destabilizare a Unității Europene, a coeziunii Europene. Există. Și cu cât țările au avut, au fost cu legături comuniste. Italia, de exemplu, după al doilea război mondial, a avut un partid comunist și o prezență comunistă importantă. Și rușii fac fel și fel de nebunii pe acolo, da? În Austria la fel. Și da, aia se și fac. Da, dar nu o să vedeți un partid cât aur, un parlament care să facă nenorocirile pe care le face aur. Da? Despre asta este vorba. Cineva zice chiar nu moderează nimeni pe aici? Ba da, moderează. Eu văd că moderează. Nu prea văd comentarii aiurea. Da, destinul are simțul umorului. Foarte bună remarcă, trebuie să ceară și benzină. E adevărat că influencerii sunt controlați de mafia firmelor de marketing. Da, Descartes, da. Foarte mulți influenceri care au canale mari de YouTube, conturi mari de Instagram, ei de fapt nu sunt pe cont propriu. Să fii pe cont propriu înseamnă să fii cum sunt eu. Sunt susținut numai de oameni, n-am niciun contract cu niciun fel de firmă. Nu sunt în portofoliu vreunei firme. Cei mai mulți influenceri din România sunt în portofoliile unor firme de marketing. Canalele lor de rețele sociale nu sunt ale lor, sunt administrate de firmele astea de marketing. Și ei primesc în cadrul acestor contracte bani de reclamă și fac reclamă la diverse produse. Și firmele astea mari de publicitate, ele nu trăiesc pe lună sau pe marte, ele fac parte din cloaca românească. Și banii din afaceri sunt legați de banii din politică. Și atunci se dau comenzi, exact cum se dă la cartelul Mafia Media. Denigrați-l pe X sau, sigur, nu fac toți chestia asta, unii au demnitate și nu fac. Dar sunt alții care nu au demnitate și fac astfel de lucruri. Sau spuneți ceva, sau spuneți altceva, ce studii ai avea nevoie pentru politică? Orice fel de studii, dacă sunt bine făcute, pot să te ajute la o carieră politică. Sigur, este bine să ai studii de drept, este recomandabil, zic eu, științe economice, este recomandabil, științe politice. Joie mă întreabă de godină, păi godină, tot așa. Godina, până la un punct, până când a ajuns să aibă contracte cu o firmă din asta de marketing, da, care a fost fondată de Burci, care Burci, e Mogul de Presă și e trimis în judecată cu Dragnea, și până în anul în care a făcut contracte cu Antena 1, televiziunea infractorului Dan Voiculescu, Godina n-a avut o problemă cu Mălimbot. Ba, din contră. În momentul în care Godina a început să se întoarcă, să zică, domnule, Mălimbot nu mai e bun. Mă, Limbot, e rău, e cel mai mare rău, nu-l mai ascultați, un nenorocit. Și are și o nevastă cu 20 de ani mai tânără decât el. E pedofil. <laughs> Vă dați seama ce problemă avea Godin, în loc să-și vadă de caprele lui, da? Păi și nevasta lui e mai tânără decât el cu vreo 15 ani. Da, mă rog, asta e România, astea sunt personaje. Da? De altfel, Godină, cel caracterizează cel mai mult pe Godină. E, și Nanu, ca să termin ideea asta și să o reiau pe următoarea, în anul în care Godina a făcut chestia asta, am aflat și eu că e polițist și e obligat să depună declarații de avere. Fix să vezi coincidență în acel an, televiziunea infractorului Dan Voiculescu i-a făcut contract și i-a dat niște bănuți, și firma de publicitate a lui Burci a făcut contract și i-a dat niște bănuți. Eu sunt ferm convins că nu e o coincidență. Este un caz concret. Godina. Cel caracterizează pe Godina, dragi prieteni. Godin a devenit celebru și este apreciat de foarte multă lume ca urmare a cărții pe care a scris-o din poziția de polițist la rutieră care le ține lecții de morală șoferilor care încălcau legea rutieră. Deci din poziția de polițist onest la poliția rutieră. Cel mai onest polițist. După ce a scris cartea, Godin a fost prins cu 110 km la oră în localitate și i s-a luat permisul de conducere. Deci, gargară. Una vorbim și alta fumăm. Da? Este ca și cum un, un procuror dicot ar fi prins cu droguri. Este ca și cum un procuror DNA ar fi prins cu mită. Godină prins cu 100 de kilometri la oră în localitate. Deci ăsta e omul. Înțelegeți? Sunt foarte mulți. Ce părere ai de Dide și cei care au aruncat cu făină la dicot? Nu știu cine a aruncat la dicot, n-am văzut. Dide a fost arestat preventiv. Nu cred că l-a arestat Aiurea vreo instanță preventiv. Mi-am expus punctul de vedere, am vorbit despre Dide, nu mai vreau să mai uh, revin pe această temă. Ce părere despre Tavi Perția? Nu l-am urmărit și nu pot să vorbesc despre ceva ce nu știu. Ai 350 de mii cu un Sandero, din care jumătate sunt către judecători. Acum, haz de necaz. <laughs> vorbind în general și făcând abstracție de situația presei actuale, cum ne putem da seama că da, o căsusă jurnalistică este credibilă sau nu? Cum putem să aflăm de unde provin? Da, deci e foarte simplu. Există următoarele informații care îți oferă indicii cu privire la onestitatea unui produs de presă. 1. Cine sunt patronii? Cine sunt patronii? Dacă patronul e unul care Răzvan Ionescu, care a fost omul lui Burci, Burci care-i trimis în judecată într-un dosar cu Dragnea, ar trebui să te protejezi și să te ferești de un astfel de produs de presă. Dacă patronul e infractorul Voiculescu, nu mai vorbesc. Dacă patronul e infractorul Dan Andronic, infractorul Ghiță, fugarul Ghiță și așa mai departe, nu mai vorbesc. Deci cine sunt patroni? Dacă acționariatul nu este clar și nu e declarat, e o problemă. Dacă oamenii care sunt patroni sunt onești, n-au de ce să nu se declare. Dacă acționaratul e ascuns, este o problemă. 2. Cine bagă banii? Cine bagă banii acolo? Dacă ei nu vor să spună cine bagă banii, Sabin Borcan a lansat de vreo patru ani Newsweek și de patru ani a spus să zică cine bagă banii în Newsweek. Nu vrea să spună. Răzvanionescu nu vrea să spună cu ce bani a funcționat recorder în primii ani de funcționare. Nu vrea să spună. Al treilea indiciu sunt jurnaliștii care lucrează acolo și CV-urile lor. Dacă sunt oameni care din 2012 până în prezent au lucrat, de exemplu, la Antena 3 și au stat acolo, să știți că e o problemă. Ei sunt mercenari de presă. La această afirmație a mea a răspuns. Un astfel de mercenar de presă care a lucrat la Antena 3 și la Carmen Avram și a spus Păi da, dar și Mălim Bot a lucrat la infractorul Andronic Da, dar nu era infractor Și în momentul în care a început ancheta împotriva lui Și el a început să-și folosească ziarul Cum își folosea Dan Voiculescu Antena 3, eu am plecat de acolo, am demisionat Ceea ce acest mercenar, pe nume lui Alex Nedea n-a făcut el n-a demisionat de la Antena 3, nu, el s-a dus la Antena 3 în plină epocă de manipulare împotriva justiției făcută de infractorul Dan Voiculescu. E o foarte mare diferență. Da, și eu am lucrat la ziarul Adevărul, când a fost sub Dinu Patriciu și când l-a preluat Burci. Da, dar eu am plecat de acolo. Pentru că acest Răzvan Ionescu a venit cu lista de ziariști care trebuiau, trebuia să fim mătrășiți la ordinul lui Victor Ponta. Deci este foarte important să vă uitați la CV-urile oamenilor. Și dacă oamenii ei au lucrat din 2011 până în prezent pe la Antena 3, dacă au făcut porcării, au lucrat în perioade de mizerie, pe la ghiță, pe la alții și au făcut porcării, să știți că ei dacă au fost mercenari de presă atunci, sunt mercenari de presă și acum, oameni buni. Și aceste lucruri ar trebui să vă ajute să înțelegeți, de fapt, dacă este cu de intoxicare sau nu. La fel cum există cârtițe civice pe care ei îi bagă în protestul civic pentru a-l distruge din interior, și am explicat concret, există cârtițe de presă. Ce este o cârtiță de presă? Sunt produse de presă construite ca să fie ok, să pară ok, și în momente cheie, în special înainte de alegeri, Până atunci ele au sarcina de a câștiga credibilitate, de a câștiga cât mai multă credibilitate în rândul publicului care este periculos pentru mafie. Publicul antimafie. Și în alegeri, atunci când au nevoie să determine o anumită tendință, atunci manipulează. Și prin aceste câtițe de presă se fac oameni buni adevăratele manipulări în România. Nu prin Antena 3, nu prin România TV, că lumea știe cine e Antena 3 și România TV. Dar pot să-ți dai seama care sunt cârtițe de presă. Dacă patronii nu sunt ok, dacă banii nu sunt declarați, dacă investiția inițială nu e declarată. Un produs de presă care acum vine și spune, domne, noi acum suntem pe plus, că ne susțin oamenii și nu știu ce la. Da, dar la început când ai funcționat, cum ai funcționat? Sabin Borcan. Cum ai funcționat? -o? Cine a băgat sute de mii de euro în Newsweek și de ce? Și tu de ce nu vrei să spui? Răzvani, hmm? Răzvan Ionescu. Mm? Despre Sabin Borcan și despre Recorder, găsiți playlist-uri dedicate pe canalul meu de YouTube, dragii mei. Este foarte târziu, au trecut mai mult de două ore, nu vreau să vă țin pentru că vorba lungă, sărăciea omului. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați urmărit acest live. Pentru toți cei care ați venit mai de curând pe canalul meu de YouTube, să știți că găsiți în secțiunea playlist materialele mele video ordonate pe categorii. Puteți să vedeți ce zice Mălimbo limbo de PNL, ce zice de USR, ce zice de PSD ce zice de recorder, ce zice de dosarul Black Cube și așa mai departe. Dacă nu veți găsi răspunsul la întrebări, la întrebările dumneavoastră acolo, vă rog foarte mult să-mi scrieți după ce închid acest live în secțiunea de comentarii a acestui material live. Puteți să-mi luați, dacă mi ați spus întrebări în chat și n-am răspuns, să le copiați și când se închid materialul, să mi le puneți acolo și eu am să încerc să răspund în scris până duminică. Duminică este următorul QA. În legătură cu noul guvern, în legătură cu noua majoritate parlamentară, PSD-PNL, urmăriți materialele pe care le-am filmat ieri. Interviuri cu Marius Manole și cele două materiale, reportajul și materialul live de la Cotroceni. Acolo am explicat tot ceea ce este de explicat în legătură cu acest final al crizei politice. Și la final, dragi prieteni, pentru că sunteți în continuare peste 1100 de persoane și probabil 1000 dintre dumneavoastră îmi urmăreați Q&A-urile și în luna august, știți că de la începutul crizei am spus că Claus Iohannis, dacă vă uitați în luna august, chiar așa am spus, Claus Iohannis face noul USL. Am spus chestia asta. Și am spus că îmi doresc să nu am dreptate și că îmi doresc să mă înșel. Astăzi s-a parafat, ieri și azi, îmi pare foarte rău, nu vă imaginați cât de rău îmi pare că din nou am evaluat corect evenimentele. Aș fi fost mult mai bucuros să vă spun, băi, m-am înșelat atunci, băi, am fost un prost, am judecat greșit pe Iohannis. Asta este situația, dragi prieteni. Vă urez o seară plăcută tuturor și aștept să-mi spuneți în comentarii, nu încet, vă rog foarte mult în comentarii, pentru că alea vor rămâne să spuneți ce părere aveți despre noul guvern, despre noua majoritate politică, ce părere aveți despre faptul că este Sorin Grindeanu vicepremier, că este infractorul Neacșu, secretar general al guvernului, că este ministru Gabriela Firea, în special despre aceste personaje, vă rog foarte mult să-mi spuneți ce părere aveți. Și dacă sunteți revoltați în legătură cu ce s-a întâmplat, să știți că puteți să scrieți președintelui. Să știți că dacă Iohannis ar primi vreo 100.000 de, de mesaje, pe președinție, pe petiții.ro, eu vă invit, vă rog foarte mult, să-i scrieți. Și 100 de oameni, dacă îi scrieți, sunt obligați să vă răspundă. Important să-i scrieți ce părere aveți dumneavoastră despre ceea ce a făcut el. Pentru că asta este opera lui Iohannis, oameni buni, este opera lui Iohannis. Să nu aveți niciun fel de dubiu. Vă mulțumesc, dragi prieteni, o seară plăcută tuturor.